Bine v-am regăsit, dragilor, la un nou episod, un podcast la alt nivel, ca de obicei alături de prietenii noștri de la MaxBet. Astăzi discutăm cu un campion cu Dinamo, un fost internațional, 6 selecții pentru echipa națională și 2 goluri marcate. A jucat la echipe importante precum Dinamo, Timișoara, Rapid, Craiova. După ce s-a lăsat, a devenit antrenor. Ultima oară, antrenor la FC Botoșani. Cel poreclit chirurgul pe când era în activitatea de fotbalist, Dan Alexa, te salut, Dan, mersi că ai venit. Te salut și oricând, cu mare drag. Ce faci, cum ești? Casnic. Mă duc plin copii, încerc să fac lucruri care mi-au lipsit în ultimul timp. Este o perioadă inevitabilă pentru meseria noastră, cea de antrenor. Duc copii la școală, încerc să fiu prezent. Fetele sunt mari deja, cea mare aproape la vârsta majoratului. Încerc să mă implic cât mai mult, să fac lucrurile care nu le-am prea făcut în ultimii ani și care mi-au lipsit foarte mult. Este mai complicat să fii antrenor sau tată de domnișoare care se apropie de vârsta majoratului? Antrenor e mai greu. E mai greu antrenor. E mai greu antrenor pentru că n-am cunosc copii, îmi place să cred că sunt educați. Bine, cel mic fiul meu are 2 ani și 2 luni, încă este prea mic, dar na, copiii, foarte important să fie educați, foarte important să ai o relație cât de cât ok cu ei, să poată să aibă încredere în tine ca părinte. Ca antrenor depinzi de foarte mulți factori și deja sunt lucruri care nu le poți controla tot timpul. Cum a fost la Botoșani? Dacă ne uităm la rezultate, nu prea bine. Greu. O perioadă complicată pentru că am ajuns într-un moment foarte greu. Într-adevăr, probleme din punct de vedere... Am început bine ca la nivel de joc. Am avut primele 3 jocuri, 3 rezultate de egalitate, dintre care între 2 puteam să câștigăm. Am controlat meciul. Ultimul minut am primit gol, apoi la ea și o partidă foarte bună. Apoi am pierdut cu Craiova, am avut și un program foarte greu, dar una peste alta o nereușită. Astea lucrurile sunt foarte clare, lăsăm la o parte motivele, mi-aș fi dorit să reușesc mai mult, din păcate nu s-a putut și am preferat să plec pentru că nu-mi place să stau acolo unde simt că nu pot să ajut și nu pot să mă implic 100%. Da, ai simțit că nu puteai face mai mult sau? Sigur se putea face mai mult, doar că la Botoșani așa analizând situația, probleme, s-au făcut niște greșeli din punctul meu de vedere în vară. S-a făcut un lot dezechilibrat din punct de vedere al pozițiilor și cum pui așa pe hârtie un lot, este foarte important să găsești tot timpul un echilibru. La Botoșani a lipsit asta. Foarte mulți jucători străini, mulți în afara listei, pentru că știi, la Liga 1 e o listă de 25, cei peste se iese din listă și atunci jucătorii nu poți să-i folosești. Automat apar foarte multe probleme. În momentul în care ai 5-6 jucători care știi că nu poți să-i folosești, dar trebuie să se antreneze, deja cumva apar niște probleme. S-au făcut niște greșeli. Au anumiți jucători foarte buni, cu calități certe. Din păcate, pentru ei le-a lipsit și șansa în multe momente. E un moment greu, dar nu e nimic pierdut. Dacă mă întreb pe mine, dacă Valeriu Iftimie face pașii corecți acum în perioada asta de iarnă, au șanse să salveze la retrogradare. Dar cu conducerea te-ai înțeles ok, nu? Absolut, nu. Foarte bine cu președintele Ignat, care e un președinte tânăr pe care pe mine m-a surprins ca seriozitate și ca capacitate. Valeriu Iftimie e un tip de patron foarte carismatic, foarte smart așa. E foarte, foarte deștept, îl respect foarte mult și așa a fost. Îmi place tot timpul să respect oamenii cu care am lucrat, indiferent de situații, indiferent cum plec. Cred că în momentul în care pleci e ceva ce n-a mers și cu siguranță am și o partea mea de vină.
Valeu Riftim e, dacă va investi în iarnă, poate să salveze la retrogradare. Adică trebuie puțin să schimbe puțin optica. Nu mai are șanse în momentul ăsta decât așa. Trebuie să aducă niște jucători, să crească puțin pragul salarial și trebuie să scape de balastru, care la Botoșani există. E, asta vreau să te întreb. Adică nu te-ai gândit la un moment dat să mergi până în iarnă, că poate schimbi? Adică aveai o perioadă de tampon, poate că reușești să schimbi ceva. M-am gândit și la asta, dar nu sunt făcut și structurat să pierd, știi? Adică nu-mi place să pierd așa și să dau un gol. Consider că, adică dacă patronul te-a luat, își pune mare încredere în tine. Te ia că are încredere că poți să salvezi căruță. În momentul în care încep să legi înfrângerile, când pierzi una, două, trei și cumva dai în gol, deja simt cumva că înșel încrederea și prefer să plec. Nu, cu toate că cu dânsul am avut tot timpul discuții. Adică în orice moment lucrurile erau foarte, foarte clare. Făcusem așa un plan, dar asta a fost. Îmi doresc foarte mult să reușească. Este un patron care investește. Condițiile la Botoșan sunt bune, atât de antrenament, de pregătire, de vitaminizare. El vrea, doar că a făcut niște greșeli. Trebuie puțin să schimbe și sfătuitorii. Asta e o mare greșeală, iarăși, din ce-l cunosc acum. Cred că trebuie să schimbe puțin cercul de sfătuitori și să facă pașii corecți. Adică, dacă nu investește în iarnă, va retrograda. Da, apropo asta cu sfătuitorii, pentru că tot mai des în fotbalul românesc vedem că au o mare influență sfătuitorii ăștia așa. Nu sunt de vine ei. De vine sunt cei care ascultă. Adică, Valeriu Riftim este chiar unul dintre, nu vorbim de patron, de angajat, ca și tip, foarte smart, foarte carismatic. Mi se pare prinde imediat ideile, îi place foarte mult, foarte mult fotbalul. Cred că are capacitatea să-și dea seama de niște lucruri, plus că are experiență în fotbal deja, este de foarte mulți ani. Gândește-te că Botoșaniu, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc, are 11 ani consecutiv în Liga 1. Și câteva sezoane extraordinare. Botoșaniu este structurat ca și filozofie să ia jucători nu cu investiții foarte mari, să-i vândă și să se autofinanțeze ca și club. Le-a mers foarte, foarte mult timp. Le-a mers foarte mult timp așa. Din păcate, în ultimii 2 ani n-au mai avut aceleași reușite din punctul ăsta de vedere. Și în momentul ăsta trebuie să acoperi o gaură care nu ți mai aducă eventuale transferuri. Atunci trebuie să investești, dacă vrei să te salvezi. Apropo, cum vezi nivelul în sezonul ăsta și cam pe cine vezi luptându-se la titlu? Sunt, cred că primele șase echipe, și aici intră și Hermannstadtul, sunt echipe pe care le bat foarte greu, dacă vin din a doua parte a clasamentului. Cred că sunt echipe peste nivelul campionatului și echipe care sunt cam toate la același nivel. Niște amănunte decid jocurile. La titlu văd Rapidul anul ăsta, Rapidul cu certitudine, cred că se vor bate la campionat. CFR-ul, la fel, doar că la CFR au venit foarte mulți jucători noi, le-a lipsit foarte mult omogenitatea, au perioade bune cu perioade mai puțin bune, contează enorm de mult, în schimb au jucători, au schimbat strategia CFR-ul, au luat jucători foarte buni tineri, români din străinătate. I-a dus pe Filip, l-a dus pe Ilie, pe Matei, l-a dus pe îmi scapă Luca, dacă nu mă înșel, de picior stâng. Au adus Birligia, la fel, jucător care și-a făcut junioratul în Italia. Au venit cu un alt bagaj să vede lucrul ăsta. Au scăpat de jucători cu salarii mari. Au adus niște jucători cu experiență ca să poată să asigure un act central. Și asta se vede în abordarea lor. Au perioade bune, perioade mai puțin bune. Cred că Steaua la nivel de lot, da, FCSB-ul an de an cam aceeași poveste, cel mai talentat lot, cei mai buni jucători. Și se împiedică. Cumva pierd și îmi pare rău pentru ei, pentru că sunt jucători care, într-adevăr, cei mai talentați și sunt mulți jucători români, ceea ce e foarte important pentru fotbalul românesc, cumva țin o linie așa FCSB-ul.
Cine ar mai fi? Ar mai fi anul ăsta Farul greu, foarte, foarte greu. Craiova lui Rotaru, o echipă care citeam acum un interviu, mă uitam la un interviu al lui Sorin Cârțu, care cunoaște foarte bine echipa și a fost președintele echipei. Cred că acolo se întâmplă ceva, sunt jucători care au o zonă de confort și pentru că nu-și depășesc o condiție. Așteptările sunt foarte mari și cred că asta le-a lipsit foarte mult în anii în care n-au reușit să câștige nimic. Au avut o șansă lor atunci, da, cu Bergodi, cu CFR-ul, dacă nu mă înșel, la 1-2 ăla, când i-a bătut CFR-ul și au luat campionatul. În schimb, cam astea le văd, dar eu cred că anul ăsta și m-aș bucura ca Rapidul să ia campionatul. Revenim și la discuția asta, dar hai să ne întoarcem puțin și fac eu o scurtă prezentare, dacă greșesc mă corectez. Te apuci de fotbal la Caransebeș, pe la 8 ani. Da. Mergi către Timișoara. La liceu, da. Oarecum fotbalul mare sau începi să dai de fotbalul mare când vii în București la Rocar? Cum ai ajuns tu la Rocar? La Rocar am ajuns, mă știa Marius Stan. Marius Stan era președinte la Rocar București și mă știa de la un turneu final unde am pierdut o finală cu Oțelul Galați. Era Marius Stan președinte și cu Meme Stoica. Au fost la Onești, am jucat finala. Și juca Cernatele aici. Și eu jucam la liceu Banatul, la Timișoara. Da, și atunci i-a rămas lui Marius Stan în cap. Eram și titular la echipa națională UEFA 98. Am avut foarte multe selecții. Era generația excepțională cu Mutu, Chivu, Cătălin Munteanu, Neaga, Coman. Generație de excepție, așa. Da, da. Cătălin Munteanu juca titular la Steaua. Mutu a început să joace la Pitești. Eram echipă super. Chivu la Reșița. Și mă cunoștea. Și am venit la Rocar în probe. Și erau, mi-aduc aminte, am venit într-o iarnă cu trenul și am dat probe, nu exagerez, cred că vreo 7 meciuri. Zi de zi era probe. A dus Gigi Nețoiu din toată România atunci. Era Gigi Nețoiu patron. Da. Și am reușit să, ca la examen. Ai luat probele. Am luat probele. Doar că nu era lista. Doar că nu uitam pe pereți, ca la bacalaureat. Era meciul și după meci mai că plecau 5. Adică se făceau niște meciuri amicale pentru voi, cum ar fi? Pentru noi, doar pentru noi. Și eram, dacă nu mă înșel, mi-aduc aminte că am rămas doar 3 și unul din 3 a fost Borbeli. Sau Borbeli atacant. Da, da, da. Borbeli, da. Era și Borbeli cu mine și am rămas. A fost anul la Rocarul, era în Liga a doua, antrenorul era Silviu Dumitrescu, mi-aduc aminte, și e o poveste așa. Lui Marius ne-a plăcut foarte mult de mine de la început. Da, Gigi Nețoiu nu era să vadă meciurile de trialurile astea. Da, adică nu decidea el cine rămâne. Nu că decidea, nu, să uita, mai vorbea cu Marius Stan și la un moment dat, din ce am auzit peste ani, mai zice Marius Stan, e un jucător de la Timișoara, unul slab, are ceva, Alexa. E de la liceu Banatul, cunosc, în fine. Și a venit și m-am văzut Gigi Nețoiu la un meci, jucam, știu unde juca meciul. Era un teren de zgură la 23 august. De iarbă zgură jucați? Erau multe meciuri și odată era zgură, odată era, cum era? Era iarnă. Nu prea erau terenul de iarbă, știi? Și zice Gigi Nețoiu peste ani, că băi, când te-am văzut prima dată, am zis, băi, Marius, tu-ți bagi joc de mine. Cu strâmbul ăsta. Ce să fac cu ăsta? Nu cred. Da, e adevărat. Și zice mai ăsta, băi, Gigi, stai liniștit că are ceva. Bine, mă, are. El, dacă tu crezi, ok. Mă întreabă Marius Stan, mă, te pot lua de la Timișoara gratis? Acum eu eram legat de Poli Timișoara. Eu eram la Poligen. Da, aveai contract acolo? Aveam contract. Erai plătit contract acolo? Aveam contract și debutasem la senior la Poli. Okay. Doar că Poli m-a dat împrumut la UMT Timișoara. Da. Dumnezeu să-l odihnească cu sticlele de lesc, că era antrenor. Da, și în perioada aia de an am plecat. E meciul ăla în cupă în care ne-a cu stică, Dumnezeu să-l ierte, m-a băgat și m-a scos. Era un meci de cupă, Dinamo UMT. Și am refuzat să ies. Aveam 18 ani, 19 ani. A, stai așa, deci te-a băgat de pe bancă. De pe bancă și m-a scos, după un minut. Era gheața aia, meciul ăla de cupă. Cam greșit o pasă, nu? Ne-a cu stică. Și n-am ieșit. Și n-am ieșit, da. Și m-a dat afară. Și atunci am plecat în probe, la Rocar. Da. La Rocar, na, ți-am zis probele și zic lui Marius Stan, nu am nimic, sunt liber. Dar tu nu prea erai liber. Și nu prea erai liber. Și a trebuit să plătească Gigi Nețoiu, mi-aduc aminte, $6,000 pe mine. Va, a venit Marius Stan, bă, cum să dau 6.000? Băi, ce mi-ai făcut?
a plătit și asta a fost mers. A luat la 6.000 de dolari. Mă, o investiție ok până la urmă. Până la s-a urmă, dovedit a fi o investiție ok. Foarte bună chiar. Și primul tău contract la Rockar, ce ți-au propus? Cum a fost primul tău contract? Nici nu mai știu. 100 de dolari pe lună, 200, nici nu mai știu. Nu mai știu. Bine, dar adică n-ai comentat, mă gândesc. Adică... Nu, nu, mi se o șansă foarte mare, era echipa de Liga a doua, erau fotbaliști din toată țara, era echipa aia cu Dumnezeu să-l odihnească Cezar Dinu, era cu Laurențiu Lică, erau de la Macavei, de la Timișoara, era de la Dinamo, era, Rockar era satelitul Dinamo atunci. Da. Și mulți jucători erau dați de la Dinamo, dați la, la Rockar, Tâlvan, o... Da, era o echipă, o echipă bună așa. Și la scurt timp promovați, nu? În același an, în vară, Baraj Cut. Am promovat în Liga 1, da. Vine Florin Marin? Vine Florin Marin în etapa a 4-a, 5-a. Cam așa a venit. Liga 1 a început cu Silviu Dumitrescu. Am promovat cu Silviu Dumitrescu, am început cu Silviu Dumitrescu, Liga 1. N-am mers, n-am avut rezultate și a venit Florin Marin. Impactul cu Florin Marin a fost ceva... Nu știu cum să spun. Asta voiam să te întreb, pentru că mai vorbit des cu fotbaliști care au lucrat cu Florin Marin, păi și au niște povești senzaționale. Cum a fost pentru tine? Eu atât spun. Am avut antrenori excepționali, de top în România, nu știu, Răzvan Lucescu, Ioan Andone, dar nu, și nici nu vreau să le dau numele la unii ca să nu-i uit pe alții. Adică așa, cu toți am avut de învățat, Sabău, Anghel Iordănescu, antrenori. Și când ne întâlnim la mese, Stoican, Niculescu, Sicu, care suntem? Că suntem o grămadă care am devenit antrenori în timp. Da. Te rog să mă crezi, trei sfert din discuții sunt de Florin Marin. Dar ce vă făcea, mă, Dan? Deci, fii atent. Un antrenor excepțional. Nu știu cum să spun. Este primul antrenor care m-a învățat să stau în teren. M-a luat de mână, m-a pus ceea ce se face acum sau ceea ce s-a făcut după. Okay. Și că au venit după aia Zenga. Da, da. A venit da, Zenga, da. A venit Landi. Erau antrenori italieni care au venit cu asta. Olăroiu după Zenga. Înțelegi? Ei, Florin Marin făcea asta cu noi la Craiova. Deci Florin a fost pionierul. Foarte bun antrenor. Doar că s-a complăcut el la echipe mici, i-a plăcut lui Ceahlău, i-a plăcut foarte mult și unde a avut stabilitate, unde a putut să decide și să... El a fost un antrenor foarte, foarte exigent, dar nu știu cum să spun. Ireal. Adică nu o disciplină dusă la extrem, o pregătire. Sunt povești foarte multe cu el, reale, dar care ți-au marcat cariera de fotbalist. Iar faptul că l-am întâlnit la început, pentru mine a fost o șansă imensă. Mi-a schimbat modul de a gândi, modul de a vedea viața. El a venit cu filozofia asta, care de fapt este chintesența, cred că în orice meserie. Dacă nu pui pe primul plan, dar real, ceea ce faci, chiar înaintea familiei, totul se dărâmă. Dacă începi să întorci invers prioritățile, nu o să-ți meargă bine. Și aducea argumente tot timpul și marja pe asta, zi de zi. Adică cantonamentele lungi, antrenamentele de o duritate, nu știu, eu l-am auzit de Tititeașcă, că știi că mai sunt legende, da, Tititeașcă, da, da. Cu Florin Marin era spectaculos. Lăsându-mă de fotbal, am colaborat cu el. El și un tip foarte smart, un tip crescut pe stradă, în București. Adică el nu era... El prindea imediat discuția, adică puteai să vorbești cu el de orice. Când nu mai lucrai cu el, când nu mai era el, era cel mai spectaculos om din lume. Cu el era nasul când era el antrenorul tău. Atunci da, era greu. Te și certa. Te spărgea. Păi fii atent, e o poveste, de nu poveste, e o realitate care... Jucăm la Craiova cu Steaua. 2-0. Îi bate. Un match, nu știu, 25.000 de oameni, 30, 2-0. E victoria cu... După match, mi-aduc aminte că m-am accentat cu Paraschi, nu știu, eram la urgențe, bucurie în Craiova, toți foarte bucuroși. Vine după match, ne felicită, bă, băieți, felicitări, bravo.
bucurie imensă. În centru, la meciul ăla, mijlocat central, eu cu burcă am jucat. A jucat Ovidiu în mijloc atunci. Când de obicei jucam cu trei, jucam în ea trei de pe fund, știi? Și meci, victorie mare, bucurie, luni, antrenament. Intră în vestiar, ne felicită, bravo, băieți. Eram toți foarte relaxați. Adică, știi, când satisfacția lucrului bine făcut. Dar, într-adevăr, o victorie mare, cu, știi ce înseamnă pentru Craiova victorie împotriva Stelei? Sărbătoare în oraș. În Craiova trăiește fotbalul, nu-i orice oră. Marți, vizionare. Aveam vizionarea marți. Relaxați toți la vizionare. Jucam, dacă nu vreau să mă înșel, dar cred că cu Astra, următorul meci, în deplasare, nu mai mi-aduc aminte. Imaginează-ți telecomandele în mână. Știi când începe meciul? Echipele așezate. Mingea la centru. Și nu știu cine jucă ataca la lui Manta sau Bărcăoan. Și pasează în spate așa, gen. Prima minge, începutul de meci. Așa. Înainte era cu doi se începea. Nu cred că cu pas în spate. Erau doi în față. A dat-o în față, stop. Cât crezi că pe imaginea ne-a certat? 45 de minute. Cum? Dobre... Dobre, fundașul dreapta nu-i poziționat bine, merge la centru. Nu a început meciul. Da, secunda 1, să zici. Deci ce ne-a făcut alea 3 ore, nici nu, noi după meci nu mai înțelegeam. I-am bătut pe Steaua sau am pierdut cu Steaua. Și după ani ne zicea mereu, știi, asta era modul lui de a fi, știi, punea foarte multă presiune. El avea, principiul lui de a antrena este, și văd că Hagi face asta, și are logică. Acum, antrenând și eu de câțiva ani, are logică și de fapt cred că este cel mai important mod de a avea rezultate în România. Presiunea este, fără presiune nu poți să ai succes. Ala lung. Poate să-ți iasă un meci, poate să-ți iasă. Da. Și acum urmărindu-l pe Dan Petrescu, noi tindem să-l criticăm pe Dan Petrescu, e antrenor care nu joacă, care... Dar Dan Petrescu, dacă nu mă știu, a câștigat 5 campionate, nu? Cum câștigat? Eu vreau să văd cine mai câștigă 5 campionate în România. Așa, cu... Să fac el echipa, să îi facă Neluțu Varga toate poftele. Vreau să văd un antrenor care câștigă 5 campionate la rând. Tu la Rocar l-ai prins și pe Didi Prodan, nu? Da, Dumnezeu să-l odihnească. Și pe Călin Zang? Mai era Buia, greșesc eu? Romica Bună, Romica Buia, Nicolae, cum? Luca. Cum făcea Florin Marin cu grupul ăsta, de exemplu? Că Didi și cu... Nu era Didi cu Florin Marin. A, nu l-a prins? Pe Didi la... Didi a venit cu Titi Dumitriu. A, așa, da, că a venit Titi Dumitriu. Da, da, da. Păi, când am început, a venit Florin Marin la Rocar. Am dus-o și a plecat. Ne-am salvat anul ăla de la retrogradare, primul an. Ăla de primul an da, ne-am salvat și a plecat Gigi Nețuiu la Craiova. Cu Florii Marin. Da. Și a venit Florea, Gheorghe Florea, dacă ți-o ce aminte, patronul de la Rocar, Fulbiru. S-a schimbat așa. Patronii. Și a venit Titi Dumitriu antrenor și atunci a venit Didi Prodan. Eu am rămas, au plecat 10 jucători, pe mine nu m-au luat. Eu și cu Buia și cu Victor Așacob, singurii care nu ne-au luat. La Craiova. Care nu ne-au luat, da. Dar de ce nu? Ai întrebat? Adică ai... Nu, a avut încredere, că eu nu prea jucam cu Florii Marin, primul an n-am jucat deloc. Ah, ok. Eram ca aia, râdeam mereu cu el. Erau 11 la 11 și eram al 23-lea. M-am întâlnit și cu Mona. Dar mi-a schimbat viața, să știi, și îl apreciez enorm. Deci Florin Marin îl apreciez, mi-a schimbat viața. Am cu el câteva situații de viață unde dacă poate nu era el, nu mai eram aici. Chiar real. La ce te referi? Modul meu de viață, primul meu an impact în București. Apropo, da, cum ți-a fost? Te-ai pierdut așa puțin în capitală? Nu, nu, nu. Nu? Nu, nu, dar am avut așa un talent tot timpul să găsesc anturaje foarte... dubios. Da, ai avut anturaj dubios la început. Și Florin Marin, repet, a fost un omul potrivit la locul potrivit. Tot timpul, știi? Cu Didi cum te înțelegeai? Bine. Că erai, adică, un puști, nu? După am început să joc. Cu Titi Dumitriu am jucat cap-coadă. Deci și ați avut și un sezon fain următorul sezon, că nu v-ați calificat în finala cupei cu Dinamo? În finala cupei am retrogradat, dar atunci ai gândește că turul a antrenat pe locul 6 și povestea în care cumva ne-a retrogradat alții, știi? Da. Care trebuia să retrogradeze. În retur am pierdut toate meciurile, am bătut doar un singur meci, mi-aduc aminte. Dar am jucat finala. Finala a jucat, ați pierdut cu Dinamo. A fost una dintre echipele revelație. O echipă așa frumoasă. Atunci a fost Figo din Berceni,
Romică, atunci a luat denumirea. Da, Figo din Berce, bravo, da. Figo din Berce, Nicolae, îți aduce aminte, golul Vrăjitoarea. Da. Aia a fost sezonul Vrăjitoarea de vie. Și jucam în mijloc eu cu Șuleap, jucam. Eram doi copii. Titi Dumitriu la fel, o nebunie, un curaj neapăcat. Jucam titular meci de meci. Și acolo am crescut foarte mult. Jucând meci de meci, am crescut. Jucând bine după retrogradare, m-a luat Gigi Nețu înapoi la Craiova. Că aici a fost și pe mine și pe Victoria și Iacob. Știi? Da, la Craiova n-ai stat prea mult. Dar stai așa că vreau să te întreb de Didi. Da. Era fabulos în vestiar Didi? Fabulos. Fabulos. Plus că era Didi Prodan. Adică pentru noi era prea mult spus icoană, dar era reprezentativ. Era Didi Prodan, gândește. Era jucător care a jucat la Mondial, era capitanul Stelei, era jucat în străinătate, Atletico Madrid, Glasgow. Era minunat. Era monstru. Plus că tot timpul glumea, tot timpul făcea atmosfera în schimb, când înainte de meciuri se transforma, era foarte serios, suferea foarte mult în momentul în care pierdeam, avea și o relație foarte bună cu Țiții Dumitriu, îl respecta cumva enorm de mult așa și părea rău când pierdeam, mai mult pentru Țiții, știi? Adică era foarte implicat, era un atunci. Mi-aduc aminte, era Loții Biolonia, antrenor la echipa națională și venea și făcea cu el antrenament suplimentar, Loții. La venea Belonii la voi și făcea antrenament suplimentar cu Didi? Sigur, el cu Didi făceau, da? Îl pregăteau, că atunci l-a și rechemat la echipa națională. Adică îl avea tot timpul în vizor. Și a venit de câteva loții și ne uitam toți, făcea antrenament suplimentar cu Didi. I-a dat foarte mare încredere lucrul ăsta lui Didi și a fost foarte angrenat în asta. Da, un personaj, un dintre jucătorii generației de aur, un jucător care mie îmi pare rău, pentru ce s-a întâmplat, pentru că încă era tânăr și o nenorocire. Nu stai prea mult la Craiova, nu? Un sezon, atunci ai... Când am plecat toți la Dinamo, 11 jucători. Cu titlul câștigat de Dinamo, când i-am bătut pe FC Național, dacă ți-aduce aminte, ultima etapă. Da. Cu 3 zile înainte semnasem cu Dinamo 11 jucători. Tot stadionul împotriva noastră. Pe central din Bănie, Universitatea Craiova, FC Național. Tot stadionul cu FC Național. Da. 30.000 de oameni. Ca să nu ia Dinamo titlul. Și am bătut 2-1 atunci. A câștigat Dinamo și ne-am dus am plecat în București. Și cum ați scăpat de furia fanilor olteni? N-ai furie. Am plecat. Toți. Atunci nu mai... N-am mai... Gigi Nețoiu... Deja își închisese lucrurile la Craiova, se pregătea să plece, au avut foarte multe conflicte cu cei din galerie, n-a fost bine primit. Am plecat la Dinamo și de fapt la Dinamo la mine atunci a început adevărat saltul în carieră. Deci acolo ai simțit că începi oarecum să... La Craiova am simțit să joc cu 25.000 de oameni în tribună. Deja acolo am simțit fotbal cu adevărat. Erau stadioane pline, tu știi foarte bine, era alt fotbal. Da. Adică era din punctul ăsta de vedere. Erau echipe de tradiție, multe derbiuri și am făcut pasul la Dinamo. La Dinamo este de fapt anul ăla m-a propulsat foarte mult. Primul antrenor, când ai venit tu, era Cornel Dinu? Cornel Dinu. Cornel Dinu era. Cornel Dinu am așa o relație, de fapt am un respect deosebit pentru că cum am venit? Am venit vreo, 11 sau 12 eram în... veniți noi. Dinamo era campioana în momentul ăla României. Gianni Chiriță, Bolohan, astea erai, Tălvan, Vlad Munteanu. Noi am venit Stoican, Frăsineanu, toți de la Craiova. Jucam pe post cu Pârvu, Florin, care acum e antrenor la Petrolul, da. Ciprian Danciu, care era atunci, în momentul ăla, văzut viitorul mijlocaș al echipei naționale. Jucase foarte bine la Craiova, un jucător talentat așa. Și cine mai era? Nu știu, eram varianta aia, ultima, gen. Și la prima vedere, pe mine m-a vrut să mă dea împrumut. Adică n-am loc. Din două echipe foarte bune, trebuiau să și rămână. Antrenorul Cornel Dinu cu Florin Marin. Cumva
să lucreze împreună, gen. Așa au făcut să rei înțelegerea, cei din conducere. Am plecat în cantonament la Poiana Brașov. Nu, la Brașov am fost. Nu în Poiana, stăteam la Arău. Și mi-aduc aminte, era Iustin Gafiuc. Știi? Da. Șeriful. Da. Șeriful. Înainte, unde erau echipele importante, ziariști, armată de ziariști după ele. Da, fiecare ziarist avea echipa lui. Fiecare avea și nu era unul, erau vreo trei tot timpul după. Da. Era Gazeta Sport, Sportul Roșu, nu? Da. Ceva și televiziunile plus, la fel. Da, mai erau două, trei ziari. Și televiziunile. Da, ne-a dus la Brașov, eram mulți. Deci două echipe băgate într-una. Și eu știam, după cantonamentul ăsta, șanse mari să mă împrumut. Era Galați, Farul, nu mai mi-aduc aminte. Erau niște variante. Și mi-aduc aminte primul amical, ca să vezi ce a însemnat pentru mine Cornel Dinu. Că am mai întrebat de el, că de-aia fac ce a însemnat pentru mine Cornel Dinu. Amical cu un Rom Radiatoare. Era o echipă din Brașov. Așa. Da. Și acum antrenând Brașovul, treceam pe acolo, pe la teren, tot timpul. Și jucăm o repriză, ne-am împărțit, în fine, nu mai știu, fără istoric meci, ceva de gen. Și după meci, Gafiuc făcea analiza noilor achiziții și eram vreo 14 care eram. Noi de la Creva și mai încă vreo 2-3 care erau pe acolo. Na, și acum îmi poartă Preda, fără probleme, ceva de genul. Stoican, se vede, plus, viteză, centrări, tehnică, urcă, susține atacul, plus, Bărcăuan, puternic, așa. Nu mai știu cine era pe acolo. Dan Alexa, inexistent. Atât, un cuvânt. Ți-a rămas, îți dai seama dacă ți-a rămas. Păi eu îi zic mereu lui Gafiuc asta. Eu râd cu el. Nu, inexistent. Doamne Dumnezeu. La Dinamo ne aduceau ziarele dimineață tot timpul, la uși. Da. Zic inexistent, zic gata. Acum am de stat o 7 zile, zic și mă duc, mă duc, că asta e. Fii atent. Și dimineața antrenament. A doua zi. Adică citisem ziarele dimineața la cafea și antrenamentul normal. Și eram, trece pe lângă mine mister, așa, la stadion. Și nu se uită la mine. Și îmi zice, tu citești ziarele? Îmi zice. Eu n-am crezut că vorbește cu mine. Nu mai știu, eram cu Burcă, nu mai știu cu cine eram. Noi, acolo, pe alea, pe la teren. Nu auzi, îmi zice. Tu citești ziarele? Și mă întorc, zic, mister, cu mine vorbiți, da. Hai puțin, zice. Tu citești ziarele? Zic, da. Nu le citi. Fii atent ce-mi zice. Tu din momentul ăsta ajungi la mine titular tot timpul. Tu ești singurul care preiei pe direcția de joc. Tu ești un fel de Vieira. Te rog să mă crezi. Eu am crezut prima dată că mă zice la mișto, mă crezi? Bă, nu se poate. Zic nici nu puteam să zic, mister, glumești, nu, fai, pentru mine mister era ok. N-am dormit 3 zile. Din momentul ăla, orice, n-am fost rezervă la Cornel Dinu. A fost omul care m-a propulsat. Deci mi-a dat la un club mare, cum era Dinamo în momentul ăla, era omul care într-adevăr m-a pus pe hartă. Cornel Dinu m-a pus pe harta fotbalistică. Lăsând la o parte, când nu eram nimeni. Adică gândește ce moment, ce concurență. A fost primul meu oficial cu Brujo, am dat gol, dacă îți aduci aminte. Da. Am alergat la el și în momentul ăla s-a fost. A venit după Cornel Dinu, nu știu, nu mai conta. Deja eram, știi, eram certitudine. Am jucat în fața lui Pârvu și a lui Danciu. Și asta a fost momentul meu. Că m-ai întrebat de Cornel Dinu. Dar ce înseamnă, mă, vezi, adică... Ce înseamnă, și mi-a zis, Patrick, eu am crezut, mult timp că e... Doar că, văzând relația mea cu el, chiar am văzut că omul chiar îi plăcea foarte mult. Și, da, ai avut vreo discuție cu el ulterior, nu știu, să-l întreb, mister... Ce ai văzut sau că... Nu, dar zicea, pentru că ești un jucător care preia tot timpul direcția inversă de joc, nu mi-a dat argument. Adică nu mi-a zis că ești un jucător combativ, te pliezi pe spiritul nostru, adică ești tot timpul în bătaie, tot timpul... Da, asta a fost. Și nu s-a înșelat. la lung, știi? Vine Neando sezonul următor și câștigă, adică și singurul tău titlu de campion din singurul titlu, da. Carieră e ăla cu Dinamo 2004, parcă? 2004-2005, da. Da, cu Andone, nu? 2003-2004. Da,
Că Neando, da, Neando nas la jucători, atmosferă foarte bună. Cu toate că atunci când a venit, a prins și el ceva din alea 007. Așa, da, că ați fost agentul 007, da, bravo, da. Cred că am jucat în 7 din ele. Ai jucat în toate 7, a? Da, vorbeam singur atunci, era, nu ieșea niciunul pe stradă, era o rușine, îți dai seama. Da, a venit Neando, la fel, cu Neando am crescut foarte mult, atunci am și fost chemat la echipa națională, am luat campionatul, devenisem un jucător greu așa în vestiar, adică important, nu greu, important. Ce era Babi cu Munteanu și cu Preda în poartă, era Florentin Petre, Iordache, Adrian, era Alistar, Bărcăoan, Stoican, Stoican plecase, a plecat la Shakhtyor, Semeghin, atunci era Enendiu. A, Enendiu, da. Dănciulescu, Niculescu, Iulian Tameș, Badea a fost, Fane Grigorie, Vlad Munteanu, cam ăștia au fost atunci. Cu Cristi Borcea cum te lângeri? Sicuturu, bine. Cu conducerea? Bine, foarte bine. Bine, bine. Cu... Eram foarte apreciați toți așa. Cu conducerea aia uriașă, că era, nu? Adică era erau. Conducere. Erau mulți când veneau. Că veneau, erau mulți. Și veneau des? Nu, dar erau foarte, știi cum, erau genul ăla de patron suporter, știi? Da. Special Cristi. Special Cristi. Cristi le avea pe alea banii vestiar, gata, la război, pe ei omorâm. Shakira se urca pe, știi? Cristi era altă poveste. Doamne, foarte echilibrat. Foarte echilibrat Nicolae Badea. Foarte echilibrat. Era cumva total, discrepanță totală. Erau foarte expansivi așa toți. Aveam și rezultate în sezonul 2 și a fost așa, nu știu, s-au legat toate lucrurile. A fost atmosferă bună în vestiar, am avut conducerea aproape de noi, cu Neando, super, a fost la fel. Andone crease așa un grup incredibil. Bine, legând victorile la orice nivel, când începi să câștigi, atmosfera e bună, știi? Mai rău e când pierzi. Dar foarte bună. Nu a fost ca și rezultate pentru mine sportiv, cel mai bun al din carieră. Clar, am și jucat la echipa națională. Tot atunci Ando ți-a dat porecla asta de chirurg? Da. Da, da. Am avut a fost acea accentare urâtă cu Mocanu de la Faru. A fost atunci un curent fantastic în presă împotriva mea. Niciodată nu m-am simțit jignit sau supărat sau am luat-o ca atare pentru că într-adevăr fusese o accidentare urâtă. A fost imediat după aia, a fost o accidentare aceea cu Pancu, dacă mi-aduc aminte, un amical cu, jucasem cu Dinamo un amical la Beşiktaş și s-a accidentat Pancu cu mine într-un duel și atunci m-a spart. Iar am fost în momentul, eram cumva și la o conferință le-am doar zis chirurgul, ceva de genul și așa mi-a rămas. Dar și acum mai îmi zice lumea pe stradă chirurg. Da. Ți-ai făcut un calcul câte cartonașe roșii ai luat? Enorm de multe. Eu sincer, te-ai zis să zic. Sincer, am încercat să găsesc. Ai pierdut-o. Bă, n-am găsit. Dar am căutat în toate felurile. Am căutat, poate găsesc un top cu fotbaliștii cu cele mai multe cartonașe roșii din România. Bă, nici pe ăsta nu l-am găsit. Nu, fii atent. Dar așa ți-ai făcut? Eu spun cum era. Spun statistic. Jucam pe sezon 22-23 de meciuri. Dar de ce? Aveam așa. La 4 galbene stăteam o dată, la 7 de 2, la 9 de 3 ori. Și după aia la fiecare. Deci eu mai prindeam minim încă 2-3. Deci aveam 11-12 galbene. Ale erau clare. De la începutul sezonului le bifai ca... erau 100%. Și 2-3 roșii le aveam pregătite 100%. Acum, e adevărat că lăsându-mă de fotbal, mă întâlnesc cu arbitri. E vorba aia de respect. Știi, ne întâlnim ani, vorbim. Cum eu ca antrenor analizez meciurile adversarului și arbitrii analizează, joacă. Cine joacă? Na, joacă Dinamo cu Ceahlău. Ce avem acolo? Bă, l-avem pe Alexa, care faultează. Îi dăm galben la început, nu mai avem probleme, știi? Da, erai deja băgat așa. Numai, deja eram, da. Și simțeam lucrul ăsta. Primul fault galben, la revedere. Și știi, era greu să... Și după aia mai luam un galben, la roșii. Pe final de carieră la Timișoara, deja
jucam mult din lume, știi? Adică aveam o greutate, cunoșteam pe, știam toți adversarii, pentru că jucasem cu ei de atâți ani, știam care e fricos, care ține la tăvăleală, mai mult așa din vrăjeală, știi? Da, era o combinație între tinerețe și ce era de luai roșii, că erai și certat? Că vedem acum. Eram certat, doar că, fii atent, eram conștient de faptul că dacă nu o să fiu agresiv și nu o să pot să suplinesc lipsurile care le am, nu pot să joc, știi? Adică era clar că erau mijlocași care pasau mai bine. Era clar că erau jucători care driblau mai bine pe postul meu sau care aveau calitate, care dădeau goluri. Eu n-am dat goluri, știi? La mine, adică chiar dacă jucam pe un post undeva la închidere, mi-a lipsit golul ăsta. Mie, dacă aș fi dat măcar pe sezon 4-5 goluri, era mult peste ceea ce am fost. Știam, eram conștient de lucrurile astea. Și am avut o calitate, uite, care mie mi-a lipsit, îmi lipsește în ziua de azi, știi? La fotbaliști din ziua de azi. Nu suportam să pierd. Bolnav cu asta. Eram la Poli Timișoara, antrenor Udu Șanurin, Sabo, nu conta cine, făceau două echipe. Cum erau jocurile? La final de antrenament sau dacă nu câștigam eu, nu se întrerupea antrenamentul. Nu se termina. Se ținea antrenamentul până câștigam, adică știi? Și aia era... Adică tu și la antrenament erai Eram și acum sunt la fel. Și asta cred că asta îi lipsește foarte mult în ziua de azi. Genul ăsta de fotbalist, știi? Adică ți-ar plăcea ca antrenor să ai un fotbalist ca tine? Enorm. Dar dacă ți-ar lua așa cât un roșu la 5-6 partide? L-aș înțelege. Da? Serios. Chiar l-aș înțelege pentru că... fac ce parte din, adică nu pot să-i cer la unul să fie foarte agresiv și să mobilizeze echipa și în agresivitatea asta să greșească. Sau, sunt lucruri care ți le asumi, știi? Niște riscuri care ți le asumi. Zim de ce pleci în China într-un moment în care erai campion cu Dinamo, avusese și prima selecție la echipa națională, nu? Da. Anghel Iordănescu? Da, Anghel Iordănescu, da. Te-a selecționat prima dată, nu? Da. Zi-mi, în primul rând, cum a fost impactul cu naționala și prima selecție? Prima selecție la Dublin. Așa, un amical cu Irlanda? Cu Irlanda, dar mă mai chemase în Cipru. Erau turnele alea, dacă ți-aduce aminte. În Cipru, în iarnă. A, da, bine, alea nu erau amicale, dar deja era Anghel Iordănescu. Adică cumva eram. Pregătea niște preliminarii, parcă se... Tot timpul, acolo. Și primul impact cu... un antrenor foarte bun. Peste ani, lăsând la o parte faptul că el este antrenorul care m-a promovat la echipa națională, peste ani așa a făcut viața să fie în antrenorat într-un moment la fel. La locul potrivit, într-un moment critic pentru mine. Fac o paranteză? Da. Așa, am jucat în Cipru. Eram capitanul echipei Nortos și aveam salariu foarte bun și m-a sunat primarul de la Timișoara, Nicolae Rob, să vină antrenor la Poli. M-am lăsat de fotbal în secunda 1, am plecat la Poli Timișoara. Era Liga 1 în 2013, dar era pe final, mai erau vreo 10 etape. Echipa era la retrogradare, foarte greu. Retrogradez în ultima etapă. Retrogradez. Deci primul meu impact cu antrenoratul, retrogradare. Chiar dacă n-am prins meciuri multe... Și tu fără experiență, că erai venit din teren. Absolut. Ioan Timofte, președinte. Nicolae Robu, presiune foarte mare să mă schimbe. Pentru că președintele Consiliului Județean era PSD, că asta era realitatea. Se schimbase vremurile, știi? Deja intrase politicul în fotbal și în momentul ăla problema nu e că intră politicul în fotbal, că nu e rău dacă dau oficialitățile. Că se și bagă un fotbal. Problema e că se și bagă și dacă nu știu niște interese, știi? Pentru că un politic, în politică, golul, știi care e golul în politică? Votul. Da. Și când e vot, depinzi de unul, de altul și încep cărcotele, că aici e toată discuția cu politica. Deși sunt oameni foarte capabili. Are presiune Nicolae Robu să mă schimbe, eu cu retrogradare, dacă mă schimba atunci, îmi dădea în cap. Pentru că mă punea secund, nu știi niciodată.
mă ține Nicolae Robu, mă ține foarte, foarte tare așa pe poziție. Încep Liga a doua. Bugetul, Poli Timișoara în Liga a doua momentul era cum ar fi, hai să dau un exemplu, Real Madrid, trebuia să promoveze la pas. Da. Argumentat. Bugetul cel mai mare, cel mai bun lot și încep prost. Nu știu, etapa a cincea, 7 puncte, ceva de genul, dar puține pentru pretențiile care erau la Poli Timișoara. Fii atent, ce înseamnă șansa și Anghel Iordănescu? Că de-aia mă bucur atât de mult și pentru Edi și pentru ce și se întâmplă în ziua de azi. Pauză cu echipa națională. Mă bate Reșița. 2-0. 2-0 la Reșița. La Reșița într-un Ropiță. Ce prost, îți dai seama. Noi, era o echipă care stătea. Nu știu, era impar numărul, știi? Nu știu cum. Da, și stătea Poli, următoarea etapă. Eu ore la licență. La licența, ore la București. Plec la București într-o lună. Antrenament lângă federație. E acolo un teren sintetic, nu mai știu. Da, mi-aduc aminte. Oră deschisă, ceva de genul. Și trece pe lângă mine Anghel Iordănescu. Dar chiar trece, avea, nu știu ce avea el. Zic, neapoi eu vă pup. Zice, bă, ce faci, mă, băiatule? Zice, bă, știi cu cine am vorbit acum un sfert de oră, îmi zice? Cu cine neapoi? Era mort, îți dai seama, eram negru. Mă gândeam, mă da afară de la... Deci, zice, că e supărat, nu mergeau lucrurile. Zice, cu șeful tău, îmi zice. Zic, care șef? Mă gândeam că te mofte, știi, președintele. Nu, uite, cu Nicolae Robu, zice. M-a sunat să mă întrebe de tine. Ce să facă? Dacă se schimbe, care presiuni mari sau nu? Ca să înțelegi un moment în viață ce înseamnă. Și eu zic, și ce a spus? Ce a spus neapoi? Mă mai duc la Timișoara sau la București? Și că nu mai i-am zis. I-am zis să te țină, că ești un antrenor foarte serios, că ai mare perspectivă. Fii atent. I-am zis și o să te țină. Doar că nu mai poate, că are presiuni foarte mari. Și să te ține, să aibă răbdare cu tine. Fii atent. Din momentul ăla, prima etapă, zi-mi, te rog, câte meciuri, câte victorii am. 9 la rând. Deci, îmi dă wildcard-ul Robu și am 9 victorii la rând. Promovez cu... S-a retras Câmpina și s-a retras încă o echipă. Și am pierdut eu vreo 6 puncte, că știi că pierdeai puncte. Da, cu cine... Și cu tot alea pierdute 12 puncte, la vreo 12 puncte avansă Reșița. Dar vreau să spun în ce moment... În ce situație Anghel Iordănescu m-a ajutat, știi? Da. Și de aia... Și n-aveai, adică n-aveai o relație, să zici, cu el extraordinar, nu, dar, de apropiată. Nu, dar știi care e problema? Are etica antrenorului. Da. Aici are un respect și o educație pe care din ziua de azi, din păcate, nu mai văd. Mă, tu ești jurnalist sau gazetar. Treaba ta este să pui întrebări, bă, mai proaste, mai incomode, mai bune. Tu trebuie să critici, dar nu neapărat că trebuie. Tu crezi un lucru. Eu nu pot niciodată să fiu supărat pe tine ca jurnalist. Mă, asta e meseria ta. Tu ești plătit și de-aia te-ai apucat, mă gândesc, în jurnalist, să fii... Da, se zice că să pui lucrurile la îndoială, nu neapărat să critici, dar să le pui... Să le vezi. Asta, eu nu pot să mă supăr niciodată pe un ziarist că mă critică, trebuie să fiu tâmpit. Încep cu din alea, care are ceva cu mine. Poate are, dar asta e situația. Mă, dar știi ce nu pot să înțeleg niciodată? Mă uitam în campania asta, antrenori în exercițiu, foști antrenori, care știu ce înseamnă meseria asta, știu cât de grea e meseria asta, cât de mult depinzi de valoare, depinzi de moment, depinzi de noroc, depinzi de șanse. Unii au avut șansă, unii nu. Mă, critica asta împotriva lui Edi, care pentru mine, din punctul meu de vedere, nu că a făcut o treabă excepțională, a făcut super. Grupă ușoară, noroc în Elveția, dar antrenorii ăștia care au antrenat, câte meciuri au câștigat cu noroc? Sau câte meciuri au pierdut cu ghinion? Sau, înțelegi? Adică asta n-am înțeles. Frustrările antrenorilor la adresa lui, știi? Veninul ăsta. Criticile astea, pentru că, mă, e important să critici. Într-adevăr, ești analist la o televiziune, dau un exemplu. E normal, după meci cu Elveția 2-2, în care n-ai jucat nimic, da, și ai avut foarte mult noroc, prost. Nu poți să zici și ce a fost ok. Da. Nu poți să începi lauzi naționala. Trebuie să fii nebun. Dar nici nu poți
să-l pui, păi Elveția, noi avem jucători elveți în momentul ăsta. Ceaca, cel mai bun pasator din Bundesliga. Akanji... N-ai cum să faci comparația, hai să fim, da. Dar trebuie să ai un bun simț și trebuie să-i găsești și lui antrenorului în echipe naționale care e de ordine. Trebuie să-i găsești niște circunstanțe. Păi, Dane, da. Mă, și trebuie să ai o educație. Anghel Ordănescu, când mi-a luat apărare, tu crezi că mi-a luat apărare 50 că am avut eu vreo relație cu el? Și-a respectat meseria, mă. E vorba de educație și de caracter. Știi? Asta e problema mea. Și de-aia mă bucur pentru Edi Ordănescu. Enorm. Pentru că a reușit și îmi place foarte mult ce vorbește acum. Cine mai vorbește? Vreau să văd cu care mai vorbesc. Păi ce să mai zici? Că te întreb altceva. Păi la începutul campaniei, dacă ți-ar fi zis, bă, România o să califice înainte să... Adică o să fie calificată la Euro. Dar zi-mi tu mie pe cine mai... Uite Moldova. Pe Moldova a bătut Polonia. Mai poți să bați pe cineva 100%? Uite pe Polonia care nu merge la Euro, să ne... Pe Polonia care nu merge are la... niște, da, uite, fotbaliști pe la niște echipe, adică... Nu să pot, nu... dar știi care e problema? Ei știu lucrurile astea. Ei le știu. Doar că fiecare poate speră, cine știe. Are vreun of, că n-au fost căutați. Astea sunt frustrări. Păi asta vreau să te întreb, de unde vin astea? Adică din răutate, păi nu poate să fie ceva... Ai avut vreodată gândit... așa vreun imbol din ăsta să zici ceva despre vreun coleg de breazlă, să zicem? Doar dacă mă atac. În rest, niciodată în veci. E foarte grea meseria, crede-mă ce spun. Depinde de foarte mulți factori. Și știu lucrul ăsta. N-au cum să nu știe. Pentru că sunt caznici mulți. Mulți nu mai antrenează. De ce? Da. De că au avut rezultate mari. Deci s-au întâmplat, nu că s-a antrenat proști, stai, e o situație, poate nu au avut mediu. Mai dau un exemplu, Ranieri. Eu le dau la exemplu la toată lumea, ca ce înseamnă meseria de antrenor. Da. Ranieri, s-a dus la greci. Desemnat, cel mai prost antrenor din istorie. I-a bătut insule Feroe, greșesc sau cine? Liechtenstein, i-a bătut acasă. Da, da, cineva, da. Desemnat Ranieri, cel mai prost antrenor din istoria Greciei. Pleacă la Leicester. Și ghiși ce faci? Pleacă în Liga a doua, promovează ea titlul. Care e valoarea Ranieri? De prima dată în istoria clubului. Nu, care e valoarea Ranieri? Cel mai prost sau cel mai bun? Înțelegi? Adică da. E o meserie unde poți să reușești aici și poți să pierzi încolo. Nu înseamnă că ești prost antrenor. Adică nu înseamnă că dacă am reușit la Călăraș istorie și n-am reușit la Botoșan, sunt prost sau sunt bun sau... știi, înțelegi? Și asta e, nu din punctul meu de vedere, din punct de vedere antrenatului, depinde foarte multe lucruri, de situații, depinde de mod de acomodare, depinde s-a schimbat fotbalul, depinde de cât sunt în lot, cum sunt în loc, cum te acceptă grupul, ce răbdare are patronul cu tine. Cum a zis și Mudică, magic baguette, n-ai magic baguette. Înțeles? Deci, magic baguette, exact. Magic baguette, dacă o câștigat treilea rând, are magic baguette, e magician. Și umia, înțeles? Deci asta e, asta sunt toate discuțiile și asta mă, cumva mă, nu mă deranjează, că nu e prea mult spus. Doar că îmi place să le spun. Mă, dar e urât în braz la voastră, mie nu? Mi-e place când să le vezi, spun. Când vezi chestii îmi place de să cred că tot ăsta, timpul nu? Am vorbit tot timpul ce cred. Asta a fost la mine, nicio, într-adevăr. Dar să mă iau de un antrenor din senin să critic, într-adevăr, critic un joc. Critic, domne, nu știu că am jucat, am un noroc, ne-au surprins în stânga, ne-au dus în dreapta, a meritat să câștige Elveția. Dar de aici să zic, domne, să lase. Asta e prea, da, apropo, ce crezi că înseamnă pentru naționala noastră calificarea asta? Enorm de mult. Enorm pentru că aveam nevoie. Enorm și nu numai că... pentru național, pentru fotbalul românesc. Da, pentru cota jucătorilor români. Cred că sunt... cred că am avut o problemă foarte mare de identitate. Au fost foarte mulți jucători care au plecat în străinătate, care, pe sume, care n-au confirmat și cred că... cumva ne-am pierdut așa din încrederea celor de afară asupra fotbalistului român, știi? La un moment dat se făcea comparația între sârbi și români. De ce sârbi reușesc, românii nu? Da. Pentru că noi nu avem inimă, noi nu avem curaj, noi suntem alibiști. Știi, cumva ai văzut. Și nu, a început să nu se mai jucători români. Cred că un turneu final bun ne repune iarăși pe arte din punctul ăsta de vedere. Iar fotbalistul român are nevoie de echipe bune. Uite, cred că unul dintre motivele pentru care nu mai avem echipa națională la nivelul care am fost e că mulți jucători joacă la nivel mediu în străinătate, prea puțin la echipe de top și asta se vede, știi? Acum,
dacă te-ai pune în locul lui Eddie, cum crezi că i-a fost în campania asta? Greu, foarte greu. Foarte greu. Foarte greu, dar în primul rând a făcut un grup, ceea ce este incredibil. Văd eu, adică discursul jucătorilor, cum au fost pregătiți, cât de montați au fost, și norocul ăsta, mai a tras și norocul, știi? Da. Am avut momente cu noroc, păi clar. Păi stai, mă, că fără noroc, ce? Nu, adică... moment. Și dacă am avut noroc, ce? Ce înseamnă? Nu ne mai mergem. Păi după unde ar fi să... Dar asta e cel mai greu, să reușești să faci un grup, exact. Mai ales la național, unde, ok, la club ești zi de zi cu ei. Pe fond de presiune maximă. Da? Pentru că echipa asta a fost foarte criticată. Echipa asta națională a fost foarte criticată, campania asta. Da. Și el a reușit să redea încrederea și să formeze un grup. Mare merit are Eddie. Mare merit, și asta îi vine foarte mult din educație. Tot timpul a fost un... nu știu cât de bun tactician este, dar cu siguranță este unul dintre antrenorii de top români care nu scapă nici măcar un amănunt minuscul din vedere, ceea ce este, contează enorm. Este foarte dedicat și foarte capacitat în ceea ce face, știi? Eu vorbesc din punct de vedere că l-am avut adversar când la echipe de club. Da. Cu siguranță a crescut, dar tot discursul lui și tot ce a făcut la echipa națională și cum a fost de tăvălit, îl apreciez pentru că a reușit. Eddie a reușit. Uite, mă bucur că tu, în calitate de antrenor casnic, să zicem, ai cuvinte de laudă pentru un coleg. Cuvinte de laudă și pentru un antrenor care nu mai antrenează 5 ani. Crede-mă ce spun. Că repet, pentru că am trecut și în situații foarte bune ca antrenor și în situații mai puțin bune și în eșecuri și în nenorociri. Hai să mă întorc la întrebare cu China. De ce pleci în China? Pentru bani? Contract foarte bun, da. Ce înseamnă contract foarte bun? Că pe vremea aia China... Câștigam, adică câștigam de 10 ori mai mult decât câștigam în România. Exact cam așa a fost, știi? De 10 ori ți-a mărit salariul? Da. Păi nu plec, cum să nu pleci, nu? Da, exact. Și plus că era o afacere bună și pentru club, am înțeles. Cumva am avut și presiunea așa să... Lumea își dorea să plec pentru... Era bine pentru club. Adică a fost și bine Dinamo, pentru toată lumea. Pentru toată lumea. A fost bine și pentru mine, pentru că m-am simțit bine. Chiar a fost, de fapt, cam pe unde am jucat am simțit bine, știi? Greu să-mi zice acum o echipă unde e fost. Niciunde, nici în China. Și cu China am plecat cu scandal, că vreau să mă întorc în țară. Am plecat cu memoriu, mi-au plătit banii, l-a arestase pe patronul de la Hyundai în Coreea. Și a fost o perioadă în care nu mi-au plătit 3 luni, știi? Eu așa am putut să plec din China. Ah, okay. În China nu m-a lăsat să plec. Adică eram un jucător apreciat. Dar de ce ai vrut să pleci la un moment dat? Adică nu mai, era... Câștigam, crescusere foarte mult salariile în România. A fost atunci perioada aia cu Gigi Becali când a vrut să mă ia la Steaua. Apropo, tu în China erai când ai avut negocierile cu, da, Steaua? Da, în China. În China. Și cine te-a sunat? Gigi Becali. Da? Da, exact. Gigi și Becali, cum a fost negociere? Era Oloroiu? Oloroiu era Oloroiu a fost atunci cu perioada aia, cu sfertul fantastic. Când au jucat semifinala cu Middlesbrough, da, imediat, da, atunci, da, în martie au jucat-o, sau aprilie, nu mai știu. Înainte să discute cu tine? Înainte. Pregătea, na, vreau să... A, deci ai fi să fii cu... pe teren la... Da. Semifinala aia. Na, și atât de... ajunsesem la o negociere în care câștigam cel mai bine din România și cumva bătea și salariul din China, știi? Exact, așa, adică pentru asta că crescusere foarte mult salarii în România, stai, să ne înțelegem. Da. Adică nu, bine, da, erau salarii, da. Într-o dată, da, s-au dus boom foarte mare, a fost Rădoi. Cred că atunci, în 2006, în iarnă, cred că am fost cel mai bine plătit și cătorul român, perioada aia. Cred. Cu ce mă la semnătură, cu ce... Am vrut foarte mult să merge Gigi Becali și atunci... A contat foarte mult o relație care am avut cu Nicolae Badea, cu Gigi Nețoiu, adică foarte mult. Știi, și am refuzat Steaua și am ajuns la Dinamo. Am întors la Dinamo. Păi, da, Dinamo a aflat că negociezi, da, cu... Da, eu n-am mai aveam, dar eram jucătorul în chinezilor, știi? Adică eu n-am... Eram jucătorul Dinamo. Înțelegi? Eu am fost cumpărat de... Și ce pe care m-a vrut și n-a fost să fie. Am plecat la... Am întors la Dinamo. Dar ai avut așa... vreo clip sau vreun gând de regret așa că nu mergi la Steaua? Nu. Nu. Nu, e foarte greu să negociezi cu Gigi Becali. La ce te referi? Când te vrea. Da? Da, e foarte greu, credeți. Adică, dar i-ai zis nu
domne, stai așa, nu. Și a plusat? Și iar ai zis nu? Sau cum? Am zis nu, da. După m-a sunat Gigi Nețoiu, când m-a sunat Nicolae Badea deja. Da? Da, 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 am refuzat. Dar nu contează. Nu regret. Nu regret că m-am întors la Dinamo. O perioadă foarte grea pentru mine. Gândește că m-am întors la Dinamo și am jucat prost jumătate de an. Foarte prost și am plecat. Am venit Reding și m-am plecat la Timișoara. Care la Timișoara, din punctul meu de vedere, a fost perioada unde am avut cea mai mare greutate în toată cariera mea a unui loc, știi? Eram timișorean, eram bănățean, de fapt Nicana Seveș. Bănățean, dar locuiam în Timișoara, eram capitanul echipei, am prins perioada aia cea mai bună din istoria lui Poli. Da. O perioadă incredibilă. E și cea mai lungă perioadă petrecută de tine ca și sezoane consecutive la o echipă, nu? Except în prima lună sau primele două luni, am fost capitan în toată perioada, știi? Și am avut o perioadă când a fost Ionel Ganea de capitan, până a fost caz cu Mudura. Așa, da. Așa da, ceva. Da, da. Și da, a fost cea mai lungă perioadă, 5 ani. O perioadă unde m-am implicat total. Eram acasă, mi-a rămas în suflet Poli, ca dovadă că și perioada de după am devenit manager, am adus sponsor, am băgat bani. Da, vreau să ne întreb câteva lucruri din perioada aia. Unu, cum e să fii capitanul unei echipe patronate de Marian Iancu? Captivant. Marian Iancu, patron foarte inteligent. Nu știu cum să spun. Că știu ce vorbesc. Adică spre geniu, așa, știi? Foarte inteligent. Adică cu Marian Iancu vorbeai trei feluri de moduri de, vorbeai în trei feluri. Cum vrei să vorbești? Ca la școală, ca pe stradă, ca la gospodărește. Da, da, el da. Vorbeai în toate variantele. Foarte puternic. Foarte prins în fenomen. Eram capitan, când erau probleme, la început nu au fost probleme. La început nu au fost probleme pentru că problemele în cadrul unui vestiar apar în momentul în care problemele clare, când sunt restanțe. Da. Aia e prima problemă. Vestiarul, capitane, du-te și vorbește cu președinte. Era Chivorchean. Mă duceam la o relație foarte bună și cu un președinte foarte bun. Foarte strict, dar bun, așa. Încercam să le rezolvăm. Vorbeam cu Marian Iancu după aia. Cu Marian Iancu trebuia să dea niște argumente atâta de clare, pentru că el le avea pe ale lui. El le avea pe ale lui. Deștept, dar trebuia să fii pregătit tot timpul, trebuia să vorbești cu el, trebuia să-i dai argumentele vestiarului. Adică, cred că asta m-a ajutat foarte mult și în cariera mea de antrenor, știi? Că am fost capitan în mulți ani, cu patroni grei, am fost și în Cipru, după aia am fost capitan, iar faptul că vorbești cu un patron, în primul rând tu cunoști vestiarul perfect. În al doilea rând trebuie să știi să pui problema cu patronul. Nu mai sunt vremurile alea în care genul ăla de antrenori în care scoate patronul afară. Ești afară. Nu mai sunt. Pentru că nu mai sunt. Și deja patronii fug de genul ăsta de antrenori, știi? Antrenorii nu mai vor să, care sunt așa, nu mai vor să se implice, știi? Dacă nu merge. Trebuie să fii tot timpul argumentat. Tot timpul trebuie. Am fost unul din capitanii care am încercat să rezolv problemele, știi? Asta a fost foarte important. Adică am înțeles. M-a ajutat foarte mult că am fost patron de echipă. Eu am fost un patron de echipă la Caransebeș. Marcel Vela era primar. Da, serios, fost un ministru de interne. Da? Păi da, stai așa, dar câți ani aveai tu atunci? Eram jucător activ. Aveam echipă la Caransebeș, primul baraj l-am pierdut cu Deva, nu, cu Gătaia. A, deci în perioada asta când 2011, dar deja eram implicat așa, vorbeam, aha, înțelegeam, știi? După aia când okay. Am fost deja antrenor, nu, prima dată patron a fost în 2011. Dar deja eu când eram antrenor 2014, eu deja știam exact cum mersul, tot, da, fiecare da, cum da. Gândești. Da, și așa e cu Marian Iancu. Marian Iancu trebuia să fie foarte argumentat.
Mie îmi pare rău că am pierdut două titluri. Am pierdut două finale. Asta era e regretul care următoarea mele, întrebare, că voi pierdeți în fața Unirii Urziceni și în fața Oțelului Galați, cele două titluri. Da, cu Urziceniu o întreagă poveste. Ne-am luat punctele. Păi, noi când am jucat cu Urziceniu, noi nu eram noi cu titlul pe masă. Noi eram scoși din cărți. Era Dinamo. Da. Și tot stadionul era cu Urziceniu la Timișoara. Dar dacă ne dădeau punctele, se fișca noi cu Urziceniu. Înțelegi cum zic? A fost un moment în care după trei zile ne dă punctele înapoi. După ce ne bate Urziceniu. Nu, da. Dacă ar fi să reproșezi ceva lui Marian Iancu, dar știi cum e? Îi reproșez lui Marian Iancu, care este foarte orgolios și foarte puternic așa ca și personalitate, că trebuia să facă o fentă cu Mircea Sandu. Dar nu o fentă să nu se ia așa de el, știi? Pentru că era clar că federația era împotriva noastră. Ai simțit chestia asta? Absolut. Da. Cert. Arbitrajele și tot ce s-a întâmplat. Păi, vorbesc acum de Oțelul Galați, îți dau repede trei meciuri ale Galațiului câștigate, repede ți le dau, cu ce greșeli de arbitraj flagrante, la noi toate erau împotrivă, adică se vedea clar că totul e împotrivă. Ei, și Marian Iancu a mers pe, să zic așa, pe sabia lui, adică a mers pe sabie direct, el n-a fost un moment în care să zică, băi, pierd titlul, ce fac? Este nebun? E nu asta. Dar bine. Nu, dar atunci ai vorbit cu el, adică ai încercat să ai discuția asta în calitate de capitan, nu știu. Vorbeam foarte mult cu Chivorchean atunci. Da? Deci vorbeam foarte mult. Eram foarte așa angrenați toți în momentul ăla, știi? Da, ți-am zis. Asta e el ca personalitate, Marian Iancu. N-a vrut. A zis că nu-și calcă pe orgoliu și nu poate să cadă la pace gen cu Mircea Sandu. Asta a fost pentru el. Și uite, a pierdut foarte mult. Nu s-a luat licența. Echipa s-a desfințat. Da. Acum, discursul tău în calitate de capitan în vestiar, cum era când... Că na, ai zis că simțeați toate lucrurile astea, că da, sunt împotriva voastră. Complicat? Nu, se crease o frustrare. Deja eram foarte toți, foarte angrenați să ieșim campioni împotriva curentului gen. Nu știam, am avut și un grup foarte bun. Mai ales, da, în ultima parte, super echipă, grup, deci super echipă, era super acolo, echipă, da. Și străinii erau foarte ok, erau excepționali, Dumnezeu să-l odihnească pe Cisovski, excepționali, erau cehi, slovaci, sloveni, sârbi erau caractere așa frumoase, mișto, știi? Și portughezii care aveam erau foarte ok, românii noi, grupul, Borceanu, Zicu, toți care eram în partea aia, eram toți așa, ne-a unit problema asta, știi, cumva ne simțeam că trebuie să câștigăm, să facem istorie, știi, era orașul cu noi, la noi nu puteam ieși pe stradă că toată lumea vorbea numai de campioni, știi, adică era o emulație, doar că n-a ajuns și am ajuns într-un moment decisiv cu Galați, unde n-aveam voie să ajungem într-un meci decisiv la ei. În schimb, noi am avut campionatul în mână cu Astra, Cas, cu Târgu Mureșu, ratează Ianis penalti, minutul 93, mi-aduc aminte, cu Târgu Mureșu. Adică noi am pierdut campionatul până în meciul cu Galați. Știi? Și după aia asta a fost. Păcat, mare regret, pentru că Timișoara merita. Îți spun sincer, meritam pentru că a tot ceea ce s-a întâmplat acolo. Eram așa o echipă curată, știi? Eram un grup bun, fotbaliști buni, na. Asta. Și celebrul meci cu Shakhtyor, acum nu știu dacă ar fi cam, nu neapărat cea mai mare performanță a voastră la Timișoara, dar ca și rezultat, eliminarea Shakhtyorului în perioada aia. Păi în istorie la Timișoara încă se pune de, încă se sărbătorește? Nu, se discută care a fost mai mare performanță, Atletico Madrid, Shakhtyorul sau Celtic, știi? Da, de asta zic, adică e că, clar un eu reper. Eu cred că la fotbalul care era atunci, ce echipă avea Shakhtyorul, cred că Shakhtyorul. Mircea Lucescu antrenor. Da. Turul 3 preliminar la Ligii Campionilor, ceva de genul, așa. Și dacă nu mă înșel, meciul din Ucraina, da, cred că s-a jucat chiar de ziua lui Mircea Lucescu. Nu mai știu. Nu mai ții minte? Nu mai știu. Nu cred că mă înșel, cam tot săpat așa. Era ziua lui Mircea Lucescu, n-a stat Mircea Lucescu pe bancă. Da, n-a stat pe bancă. Asta merge bune, nu? Da, exact. Se operase pe inimă, ceva de genul, a avut o problemă. Așa, era și bolnav. N-a stat pe bancă. Ceva, da. Și la voi Ioan Andone. Nu? Nu, Sabo. Neluță Ioan Ovidiu Sabo. Da. Pe stadionul vechi.
Nu pe Donbas. Nu pe Donbas, că îl pregăteau pentru că era făcut nou Donbasul, știi? Și te-am auzit și pe tine și pe mai mulți dintre voi că e un meci în care nu știți cum a scos un egal. Că s-a terminat acolo 2-2, 2-2 și la voi 0-0, da. Da. Păi ce pot să spun? Păi, gândește așa, erai în echipă, era Piatov, Sârna, Jigrinski, Cucerat, Fernandinho, Stepanenko, a jucat și ieri, aseară a jucat, da, Stepanenko. Da. William? William, Ilsinho, Jadson, Adriano și cred că mai unul. În fine. Era o tabelă, mi-aduc aminte, că asta râd cu Radu, cu Banciu, mereu, că lui îi plac astea, mă pune mereu și prin emisiuni să le repet. Și noi jucam eu cu Borceanu în mijloc, în față Parks cu Gigel Bucur. Și, na, gândește-te, a început meciul. Fundașii pe 11 metri, la noi, în careu. Mijlocașii pe 16 și atacați prin față pe undeva, Parks cu Gigel, foarte organizat Sabău pe defensiv, excepțional. Na, și au început meciul într-o vijelie, ocazie, bară, ocazie, șut, Pantilimon, bară, și mă uit la ceas, ca să înțeleg ce s-a întâmplat. Și văd minutul 6 și eu zic că Borceanu pe lângă mine, pe acolo, a legat Borceanu, era tot roșu. Și zic, băi, râile, tu te uiți la ceas, îi zic. Și el zice, ce, lasă-mă, nu, băi, uite-te puțin, zic, deci nebun, merge bine, lasă-mă, merge. Deci minutul 6, am crezut că e minutul 40, ca să înțelegi ce adică s-a întâmplat. Adică voi erați împachetați din minutul 6. Nu există. O acțiune Parks, atunci Gigel a fost imperial, Gigel Bucur. Păi el da ambele goluri. El da ambele goluri, cu prima cu o cursă incredibilă a lui Parks, ți-am zis, aveam jucători buni, care puteau să facă ceva. Apoi au avut un moment de uluială ei, în care numai la 1-0, cumva, știi, iau piciorul de pe, cumva de uluială, ne egalează parcă, da, 1-1, 2-1 Gigel, un gol ireal, ea îi driblează pe toți de la centru, de gol, 2-2, după meci, a fost Emil Roșanu la hotel, mi-aduc aminte, și era foarte fericit, nu ne-am bucurat niciunul. Adică, atât de diferență la nivelul gazonului între noi și ei în favoarea lor, că nu ne-am putut bucura. Am zis, băi, într-adevăr, e un rezultat, e o minune de la Dumnezeu, care n-are cum să se repete la Timișoara. Adică, știi, adică nu ne gândeam niciunul că putem să ne calificăm. Deci, pe teren, ați simțit că... Adică, diferență mare. Da, uriașă, nu? Uriașă, da. Da, uriașă. Deci, a fost meciul lui Gigel, lui Pantilimon. Și noi care ne-am apărat tot meciul, adică în orice variantă, nu știu cum găseau unghiurile de pasare, ei găseau soluții cu noi 10 în careu, sau nu 10, 8 în careu. Gândește că eram în careu 12, 13, cu al lor încă 3-4 și tot găseau să dea la poartă. În schimb, la Timișoara n-au avut nicio ocazie. Niciuna. Din contră, am avut noi prin Gigel Bucur două ocazii, un meci foarte bun. Au avut pe final două șuturi Sârna cu Pantilimon. Știu că a scos una de sub bară și mai au niște centrări. Un meci foarte bun și ne-am calificat. Aia a fost una dintre marile surprize. Și după meciul ăsta te ceri tu cu Sabău? În timpul meciului. A, în timpul meciului te ceri cu el? M-a schimbat, da. Dar pe tine te-a schimbat și în Ucraina, parcă. M-a schimbat în Ucraina și m-a schimbat și în, nu mai știu, minutul 70-75. Și acum te-a supărat că erai în fața unui stadion plin? Nu, dacă mă întreb o copilărie, nu tâmpene ceva de orgoliu. N-am, sub nicio formă nu aveam dreptate. Da? Sub nicio formă, da. Sub nicio formă. Și ai făcut cum fac unii fotbaliști acum, adică te-ai certat cu el în timp ce ieșeai de pe... Da, m-am certat, da? Pe bancă, da. Urât? Urât. Apoi am avut o discuție cu el. Unde am înțeles? Că știi cum e? Uite, acum, dacă tot vorbim, discuția asta care am avut-o cu Sabău și situația dată, m-a făcut să-mi dau seama, antrenor fiind, de faptul că nu există jucător răsfățat. Doar antrenor cu slăbiciune, știi? Înțelegi? Deci, l-ai pe Messi, nu vorbim de super jucători, l-ai pe Totti, Messi, l-ai. Te dă afară la. Adică poți să fii, ce să faci? Te dă afară. De-aia apreciez antrenorii care pun piciorul în prag, știi? Care la ei nu contează. Contează grupul,
și nu jucătorul. Nu contează că ești capitan. Că... Aveam un statut în momentul ăla. Eram capitanul echipei, eram timișorean, bănățean, eram iubit, respectat. Nu neapărat, nu știu cât de iubit, dar respectat, da. Foarte respectat. În tot ceea ce înseamnă Poli Timișoara. Mă întreba Marian Iancu, aveam o discuție cu el de jucători, pe cine se transferă, pe cine. Uite, Borceanu este jucătorul pe care eu am contribuit foarte mult la aducerile Poli. Marian Iancu vrea să-l aducă pe Grigore, pe Nicolae Grigore, care acum e antrenor. Eu am să-l aducă pe Borceanu, pentru că se pliază mai bine pentru ceea ce. Ca dovadă că Borceanu a ajuns cel mai bun mijlocaș într-un sezon la Steaua. Da. Adică am avut un cuvânt, o greutate în vestiar, știi? E, când a venit Sabău și am făcut ce am făcut, m-a chemat a doua zi și mi-a zis, crezi că azi poți te dau afară? Am eliminat șactiorieri. Și am zis, da. Păi poți să mă dai afară din oraș, dacă vrei. Dacă îți pui în cap, cred că mă dai afară din oraș. Bun, te rog eu frumos, este ultima dată, mi-a zis. Gata. Deci o discuție calmă. Calmă. Calmă, dar am prins-o. Adică nu mai e loc cu Sabău. Și l-am simțit cumva că nu mă mai are la inimă. Fii atent. Meci cu CFR, Cluj. Într-o săptămână, ceva de genul, mă știu. Mă schimbă, minutul 55. Iar. Adică imediat după pauză, la 10 minute după pauză. Imediat. Și jucasem foarte bine. Dar foarte bine, într-adevăr. Știi că am un simț al realității, da. Nu sunt dobitoc. Da, am meciuri că am fost foarte slab, mediocru, mediu, foarte bine jucat, 0-0 era. Și văd tabela 5 minute, numărul 5. Nu mai știu cine arbitra, cred că Balaș sau Tudor. Că îl întreb, băi, ia uite-te, ce scrie acolo? Eu eram, nu, nici mă gândeam că mă poate schimba. Și văd, era clar că cumva e pus pe mine. Cumva. Știi? Am ieșit afară, circ. Iar ai făcut? Total. Pe bancă, total. Ce înseamnă circ? Am început să vociferez, Gheorghe Chivorchean era pe bancă. Adică te auzea, Sabău? Da, 100%. Așa. Nu, și mai, ce ziceai, da? Nu, Sabău zicea, te rog eu să te liniștești. Nu, zicea, nu mai gata bani. Da, vociferam, nemulțumit, nu știu ce zicea. În fine, greșeală eu, nu contează. Acum sunt antrenor, dar vreau să spun viața unde duce și relația mea cu Sabău de azi. De ce e important? Mă dă afară, seara. Ai mai avut discuție cu el sau ți-a transmis prin cineva? Mi-a transmis. A venit Chivorchean, gata. Și ți-a zis, gata, pleci de la echipă? Care era? Fii atent. Discuția era, eu a doua zi trebuia să merg la DNA. Cu tentativa cu Almaier, Propunerea, da. Eu trebuia să plec de la Cluj, aveam bilet dimineața la București. Așa. Zice Chivorchean, bă, Dane, te rog eu, du-te vorbește cu Neluțul, nu mai vrea să te vadă. Zice, du-te vorbește, de la pace, că el nu mai mă duc. Zic, asta e, zic, gata, ce să mă mai duc? Am fost odată, e clar că s-a închis. M-a dat afară și îmi caut, nu mai știu, era în octombrie, noiembrie era, sau mai, ceva de genul. Septembrie, octombrie, mai zic, stau până în iarnă și îmi găsesc echipa. Mă duc la București dimineața, mă duc la Marian Iancu la birou, pentru că avocații, îmi luase avocați de acolo, știi? Okay, adică da. Trebuie să zici cu avocat. Da, da. Se iau tu să zice de neau. Îi zici lui Marian Iancu? Îi zic lui Marian Iancu. Marian Iancu zice, bă, Dane, fii atent. Du-te vorbește cu el. Că eu nu mă bag, zice Iancu. Și pe bună dreptate, și am apreciat foarte mult. Foarte mult. Ui. Ai apreciat gândindu-te acum, dar te-a deranjat nu, atunci? Nu, deloc, avea dreptate. Nu, ți-am zis că cred că sunt un tip realist. Nu sunt okay. În toate variantele. Nu sunt. Am apreciat și l-am întrebat pe Iancu, dar aveți ceva să-mi reproșați? Că e foarte important pentru mine. Adică, dacă tot plec, să plec să nu așa două luni să fiu bătaie de joc. Știi că se mai întâmplă când te cerți cu conducerea. Nu știu ce se întâmplă când te dă afară. Te trimite, te antrenezi singur. Sau... Zice, bă, Daniu, ție nu-ți reproșezi absolut nimic azi. Nu. Doar că Neluțu Sabău e antrenor. Ești nebun. E cel mai tare. Bravo, am plecat. Mă duc acasă, mă duc la DNA, plec la Timișoara, casnic. Ca și azi. Doar că atunci jucător. Nu aveam contract, nu casnic. Dar nu mai nimic. Așa. Ce, după Cluj, Poli joacă la în cupă cu Astra. Cu Astra Giurgiu era. Da. În cupă. Și în 4 zile cu Steaua acasă. În campionat. Lucrurile, da.
Dar pe tine zilele astea nu te-a sunat nimeni, acasă. Nimic. Ei plecaseră la Giurgiu, nu știu, era meciul sau la Ploiești, au jucat pe stadionul lor. Parcă la Ploiești. Ceva de gen, cu penalti atunci, că l-a atat, chiar cu Mera, nu mai știu. Am plecat, zic, hai, bine, ok. M-am dus acasă, zic, asta, m-am liniștit, nu știu ce făceam. Nu, n-am mai am așa, am luat-o ca tare, zic, bă, gata, îți dat afară, nu știa nimeni, vezi, nimeni n-a știut. În meci de cupă, ne elimina Astra. Mă, da, Astra, o Astra, în față de Poli Timișoara, mică, știi? Adică surpriză. Surpriză, surpriză, exact. Cu, nu mai știu cine jucau la ei. Dar la penalti. La penalti. După meci, mă sună Marian Iancu. Bă, Dane, fii atent. Bă, vorbesc cu Sabău. Jucam cu Steaua. Știi? Era acasă. Vrea să-i bată pe Steaua neapărat. Pentru că eram la titlu. Eram echipă. Bă, fii atent. Bă, dacă vorbesc, te rog eu frumos, te duci vorbesc cu Sabău. Da, zic, domn președinte, cum... Zic, normal că mă duc, am greșit, zic, domnule, de aici plec, eu am greșit, adică nu, eu am greșit, dar mai e de acord mister să, băi, vorbesc și o reglăm, că e meciul cu Steaua, zice, vezi că am vorbit cu el, meciul cu Steaua și să vedem cum reacționez, meciul cu Steaua, adică da, bagă, m-am dus la ele, dai seama, am vorbit, supărat, am jucat cu Steaua foarte bine, la 3 zile mergi la Bruxelles. La Bruxelles. În cupe, în grupe. Da. În grupe la Bruxelles, nu mă știu, cred că am fost în echipa săptămâni, în echipa etapei, am jucat foarte bine. Dar ce vreau să spun? Modul meu de a mă comporta din momentul ăla la ceea ce am, până a plecat Sabău. Te rog să mă crezi, dacă Sabău îmi zicea atunci, du-te în pom. Mă duceam în pom. Că asta vreau să spun, nu există jucător răsfățat decât antrenor nu slab, îi zic prea mult slab, un antrenor cu slăbiciune, știi? Moalaș. Cu slăbiciune. Da. Și nu-i de judecat antrenorul, cât este antrenor special, care ai avut niște rezultate cu ei, știi că te le sufletește de unul și cumva faci, dar nu e ok. Și tot timpul am gândit așa ca antrenor, bă, dacă eu am putut atunci să fiu, și unde vreau să ajung? În 2010, de atunci, fiecare antrenament pentru mine a fost viață și moarte. Am ieșit jucătorul premiat de ligă, mijlocașul campionatului. Așa, da. Mijlocașul corect, campionatului corect. În 2010 și Torje. Am prins contract rapid, străinătate, am mai jucat 4 ani. Ce vreau să spun? A plecat Sabău. În ultima lui zi am stat cu el de vorbă, ca să înțelegi relația mea cu el și ce înseamnă. Și Sabău îmi zice, Sabău, un genul de antrenor cu principii foarte clare, greu de, știi? Adică, ești 100% pentru fotbal, joci. Ești atât, joci. Atunci, m-a chemat. Și zice, bă, Dane, tu mă crezi că tu mă faci să-mi schimb percepția despre viață, despre fotbal? Bă, mă felicit că te-am primit atunci înapoi. Pentru că ai și demonstrat că meriți. Eu am fost fără greșeală din momentul ăla. Te rog să mă crezi, ori de câte ori mă întâlnesc cu el, e o mare bucurie pentru mine. Atât de mult respect pe omul ăsta și atât de drag îmi este, pentru că e o lecție de viață, știi? Și el îmi zice mereu, bă, și pentru mine tu ai fost o lecție de viață, uite, te-am primit și a fost bine. În foarte multe cazuri, tinzi să faci compromisul ăsta și se dărâmă tot, știi? Ca un castel, pentru că primești... Tinți. Am avut și speța asta și pe la Botoșani am avut o speță. Asta v-am să te întreb, în calitate de antrenor, ți s-a întâmplat ca vreun jucător să fie nemulțumit oarecum, hai să zicem așa, public de tine sau de vreo decizie de-a ta? Da, am mai avut, cu limite. Da? N-a sărit nimeni calul. N-a sărit și cred că dacă sare cineva calul, nu pot să trec peste, știi? N-am cum. Depinde și de jucător, ți-am zis. Gândește că la Astra Giurgiu am avut Alibec, Tamaș, Budescu în același vestiar. Gândește, sunt momente bune ale lor. Am avut jucători, cred că e foarte important ca antrenor să n-ajungi în situația asta, știi? Să-l dai afară un jucător. Cred că e foarte important să n-ajungi în situația asta. Și cred că asta e arta unui antrenor. Și cred că pe mine mă motivează foarte mult să am o relație bună cu liderii de echipă. Uite, de exemplu, dau un exemplu, Pijonul.
Petrovici, pijonul, da, care are stea pe Maracana. Da. A venit la Poli Timișoara. A plecat de la... El, în prima zi, m-a luat deoparte. Alex, bună, ai probleme, vii, vrei liber, vrei o zi liberă, te duci, faci ce vrei. Bun, foarte ok, pijonul. Nume mare, imens, în Serbia. Imens, pijonul e imens, Petrovici. După ani, venea, el mai vine în Timișoara, tot timpul, la cumpărături. I-a plăcut foarte mult la Timișoara. Da. Și mă mai întâlnesc cu el și îmi zice, Dan, eu am antrenat foarte mult în străinătate, zice. Foarte mult în străinătate. Știi care e cheia? Ca antrenor străin, dacă nu cunoști vestiarul sau faci, să zici capitanul cu tine. E o regulă. Dacă e capitanul cu tine, controlezi tot. Știi, și inevitabil, nu că a controlat tot, dar tot timpul e foarte important să ai vestiarul cu tine, să ai liderii cu tine. De-aia e important niciodată să n-ajungi să intri într-un conflict cu un lider. Eu am un principiu foarte clar. Jucătorii cu experiență, jucătorii bătrâni, ori îi ții și joacă, ori îi dai afară. Dar nu există îi ții lângă mine, hai că te pregătesc, pentru că ei nu înțeleg. O să fii surprins de jucători cu altă experiență, care au o vârstă de 36, 37, 38 de ani, care ei nu înțeleg, da, că trebuie să lase locul la unul. Nu mai percep. Atunci mai bine te desparți, chiar dacă e greu. Cred că asta e, de-aia apreciez eu genul de antrenori cu foarte multă personalitate și care au pus grupul pe primul plan și au reușit. Tot timpul eu dau exemplu Dan Petrescu, tot timpul dau exemple antrenori care au păstrat o linie și nu s-au dezis de la ea, știi? Ăștia au reușit. Antrenorii care încep să tindă. Fii atent, mă întrebai de Florin Marin. Florin Marin are o vorbă care în ani, zi de zi, la nivel de subconștient, este o luptă între jucători și antrenori. Cine se preia conducerea? La nivel de subconștient. În momentul în care la nivelul ăsta de subconștient se transformă conștient, adică dacă încep și totul pleacă de la o zi liberă, de la dă-ne o zi, mai lasă-ne două, știi că toate sunt mondiale și tu după rezultate bune tinzi. Da, să fii mai maleabil. Undeva cândva să urmărești, din experiență o am. Ajungi să iei măsuri după aia și parcă începi să-ți mărești, știi? Nu e bine. Știi? Asta e de fapt, iar Sabob mi-a dat o lecție de viață mie pe care eu cred că, indiferent de valoarea unui jucător, vorbesc de campionatul românesc, unde am antrenat și unde cunosc, nu vorbesc de jucători de superclasă. Aici este alt nivel. Cred că trebuie să fii mult mai educat, trebuie să antrenezi, să poți să cunoști. Dar la nivel de campionatul românesc, cred că nu există jucător român pe care să nu poți să-l duci unde vrei. Alibek Hagi. De da? Ce Hagi poate cu Alibek? Sau... Și cu Budescu. Și Budescu acum. Da. De ce? Pentru că cumva în făcut, știi, știu că nu mai merge, știi? Da. Nu merge. Și uite, vezi, și scoate ce e mai bun. E o vorbă. Diamantele le faci la presiune, știi? Presiunea face pe diamantul. Dacă n-ai presiune, la revedere. Și de fapt, asta e toată chintesența, știi? Da. Ancelotti e caz unicat. Da, Ancelotti le antrenează pe Vinicius. Intri în istorie la Rapid. Știi, nu? Da. Că ești în istorie. Știu. Am și tricoul la muzeu. Da? Forever. Ca primul român care marchează într-un meci oficial pe arena națională, nu? Da. Rapid PSV, bine, pierdeți meciul ăla. Da. 1-3. 1-3 cu gol în minutul 93 și, da, meci bun așa. Da. E mai bun. Cum e, Dane, tu... Un fotbalist care nu prea marchează. N-am avut cotă. Și că era tot timpul. Se jucase Franța-România, România-Franța, 0-0. 0-0. Mai se jucase Oțelul Manchester. Așa. 0-1. Da. Și începuseră deja cotele, știi, fiecare meci, care va fi. Și în dimineața jocului era Pancu, Herea și tot. Dacă a ajuns câte doar... 30, eu n-am avut, eram în primii 9. Era Rui Duarte, dacă Rui Duarte. Și l-am întrebat câte goluri ai dat, mă, în Țigano. Țigano, era Duarte, era cu Țigano. Țigano, câte goluri ai dat, de aia e cotă. Da, în fine. Și-am dat gol, da. Și-am dat gol. Să știi că am niște premiere. De exemplu, am fost primul jucător așteptat de un aeroport plin de suporte. Când te-ai întors din China? Da. Sunt cu Național la gol. Prima promovare în istorie Călăraș, în istoria primul, am și bune și rele, primul jucător din istoria Timișoara unde suporterii mă așteaptă să mă dea afară
când m-am întors de la, când am venit de la Dinamo, nu știi că am fost aia. Deci pe tine te-au așteptat și Timișorenii să te dea afară, adică să nu te primească cum ar fi. Mă, ce cauți aici? Exact. Așa a fost reîntoarcerea ta la Timișoara, nu? Nu știi că a fost ediție specială, s-au oprit toate. Da, 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 m-au așteptat. Și cum ai rezolvat o asta? Cum? M-am jucat, mi-am văzut de treabă și aia a fost. Mai, foarte greu. Am avut niște momente palpitante așa în carieră. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că îmi place să cred că n-am o, adică cred că modul meu de a fi și am atras lucrurile astea. Uite, și să fii primul marcator, cum ai zis tu. N-am avut cotă și eu sunt, știi? Adică cred că ți le dă și Dumnezeu asta, știi? Cred că prin modul meu de a fi. Am fost genul de jucător cu foarte multă pasiune, știi? Puneam pasiune mare în multe momente care îmi bătea rațiunea, știi? Și de aia mă întreb și de cartonașe și de prostiile care le făceam. Finalul carierei de fotbalist în Cipru. Cipru, în Ortos. 2 ani în Cipru. Da. Hai să începem cu derbiurile astea din Cipru. Anotoros și Somonia, cum erau? Fii acolo Anotoros. Sau vreo două am luat. Am luat unul, știu că am luat un derby din... A, stai că a fost... Un unu asis. Ăla de la Benfica. L-am luat și am luat, am fost suspendat 3 meciuri și eram într-un moment foarte bun. Dar bine, în derbiile alea ieșea scandal des, nu? Scandaluri mari. Da? Se întrerupea meciul. Complicat. Complicat. Se jucau la tot timpul, niciodată nocturnă. Meciul se juca ziua. Da. Ca să poți să-i vadă, știi? Intrau în teren. Cipru nebunie total. Ce bune. Petarde, explodau pe teren. Nu știi, a fost chiar cum într-un meci cu Omonia, când au dat cu petardele într-un jucător de la fiecare meci era război. Nebunie totală a fost. Cipru nebunie totală. Se întâleau, se băteau pe străzi. Și o țară mică totuși. Da. Zi-mi acum Steaua Dinamo, cum erau? Începea de luni meci. Dacă jucam sâmbătă, de luni se începea. Veneau suporteri, veneau acționarii, începeau ziarele. Derbiuri adevărat. Cele mai tari meciuri pe care le-ai jucat astea? Păi am jucat... toate derbiurile erau tari. Dinamo Steaua, Rapid Steaua, Poliuta. Chiar, da? Poliuta, adică erau meciuri unde încărcătura era la fel. De ce? Pentru că pentru suporter ăla era cel mai important meci al sezonului. Și simțeam lucrul ăsta, știi? Era o presiune foarte mare. Era o presiune foarte mare pentru că vrei să nu dezamăgești. Adică era normal. Toată lumea spunea speranțele în echipă, să câștige. Sau. Dinamo Steaua mulți, nebunii, am prins, am jucat de vreo 6 ori. Am prins și în cupă și în... Apoi Rapid Steaua, la fel. Era adversitate mare după sfertul ăla de finală. Da. Pentru rapidiști Steaua cel mai mare dușman. De departe. Uite, Rapid, o perioadă unde m-a simțit cel mai apreciat, vorbesc acum, pentru că am și antrenat acolo. Am promovat în condiții grele. Involuntar m-au ajutat să promoveze după. Adică involuntar. Am încurcat Mioveniu și a promovat. Foarte iubit pe Giulești. La fel, o echipă pe care o iubesc și o respect. Farme cu vieții Rapid, știi? Deci am jucat puțin. Ca antrenor, cea mai grea perioadă a ta a fost asta de la Rapid, că vorbeam de promovări, ai 3 promovări, Timișoara, Rapid, Călăraș. Cea mai grea perioadă a ta ca antrenor la Rapid, când erau și problemele financiare? Te referi la și condiții, nu? Da. Cea mai grea promovare, mă întrebi. Nu, ca și condiții, ca, nu știu, cum să ții tu o echipă în frâu. Da. Da, sigur, acolo, da. Și străin. Dar, în schimb, am avut foarte mare bază în galerie. Adică, erau neplătiți de 5-6 luni, când era în care simțeam pe jucători că cedează și eram în bătaie, nu eram vreun avantaj mare de Călăraș. Era Dunărea Călăraș al lui Mihalcea atunci. Da, da, da. Era Ganea în tur și Mihalcea în retur. Aveam nevoie de victorie, adică nu puteam să... Veneau suporterii la ProRapid, ne încurajau, ne dădeau refresh, știi, da, ca și condiții grele. Dar cum gestionezi un vestiar care e neplătit de 5 luni? Greu, foarte greu și străin. Dar fiind o echipă cu galerie și cu... m-a așteptat foarte mult. Adică cumva fiecare simțea că e important pentru lume, important pentru, că e un club important românesc, știi? Cumva s-au legat niște lucruri, dar greu, foarte greu.
Nu, mai, poveștile alea cu cuptoarele de la ProRapid, când le-am aprins, noi nu aveam mâncare. A, când îți dăuați fără mâncare, în cantonament, nu? Mâncare, da, da, da. Eram eu, Iosif, Ianovski, am umblat prin piețe. A fost. Adică de ce ai și cumpărat tu mâncare? Da, într-o dimineață înainte de un meci cu Berceniu, da. Deci că am Berceniu înainte de play-off, ultima etapă, am și făcut egal atunci în 1 parcă. Da, atunci, dimineața n-am avut mâncare, s-au fost foarte puțin, doar 20 de felii de șunghi, ceva din asta. Moraru, Valeriu Moraru dădea, începuse să nu mai dea bani și s-au simțit lucrul ăsta. Și am coborât la micul, deci nu mai era mâncare și ne-am dus noi prin piețe. A deschis Ianovski, mi-l aduc aminte, are și degetele alea lungi, Ianovski. Deschidea cuptoarele și trebuia vrură să încălzească. Asta e așa, v-ați și gătit. Adică păi ați și luat mâncare. Bucătăresele plecasere. Și... păi bucătăresele și-au dat demisia. Păi așa ce? Dădea drumul, păi am dat eu drumul. Dădeam eu. Da, e adevărat. Eu Steve Martot. Și Ianovski. Da. Așa este. Și după aia tu mai prinzi o perioadă din asta și la Timișoara, nu? Da, dar la Timișoara a fost cumva asumat. Adică ți-ai asumat? Mi-am asumat cel mai mic buget. Am adus pe cineva care a băgat bani. Ai dat și tu bani de la tine? Am dat și eu bani de la mine, Timișoara, viața mea și m-am simțit așa, chiar că am crezut că pot să fac ceva istoric, știi? Da. Cu cei mai puțini bani să promovez cu Polia. Adică eram, jucăm play-off-ul, suntem la niște puncte de baraj, nu promovăm, nu prinde nici barajul, dezamăgire gen în oraș, așa, dezamăgire și pentru mine, dar tot ce a urmat după, doi ani la rând cu retrogradare, deci, următorul an retrogradare, baraj cu FC Brașov, cu buget mai mare decât am avut eu. Următor, cine, cum au rămas? Că nu s-a retras o echipă. Păi bine, acum ceva de genul, la Timișoara, nu? Acolo... Nu, dar s-a retras o echipă și a rămas Poli în Liga a doua. Așa, așa a fost. Parcă da. Parcă au pierdut da. Barajul cu Brașov și au rămas în Liga da, a doua. Da. Au investit dublu decât perioada mea. Și au retrogradat iar. Și atunci m-am făcut să cred că pe la urmă a fost o performanță. Acum a fost tău coleg, Pantilimon. Da. E președinte. Da. Ai avut vreo discuție cu el? Da, m-am întâlnit și la Colomeș. Da, fanii foarte capacitat așa. Își dorește să reușească. E un moment foarte greu. Te-ai întoarce? Nu. Nu? Acum nu. Sub nicio formă. Sub nicio formă. De ce n-ai intrat niciodată Dinamo? Sau ai avut vreo negociere cu Dinamo să vii ca am antrenor? Am avut într-o... nu acum. Eram la Călăraș, cred. Am plecat cu scandal de la Dinamo. Am plecat cu scandal atunci când am mers la Timișoara. Am fost foarte hulit de galeria lor. De-a lungul anilor, tot timpul, am fost așa văzut ca o persoană non-grată de ei, pentru că, în fine, declarații, nu mai știu. Nu-i acuz, greu, foarte greu, pentru că nu sunt dorit și nici nu-mi doresc. Adică acum e închis. Dar de ce e închis? Pentru că nu-mi doresc, ei nu-și doresc cu siguranță și nu... Pentru ce să mă duc? Cum a fost Mircea Lucescu la Dinamo, chiar să fiu eu la Dinamo București, păzit de armată. Apă că nu cred că ar fi așa. Dar fii atent scenariu. Cum ți-ar fi Ovidiu Burcă, prieten foarte bun de-al tău? Este și... Colegi de... Ovidiu nu mi-e prieten, mi-e ca frate. Așa. Fratele tău. Da. Cum ți-ar fi, Dane, să primești telefon să vii la Dinamo în locul lui Ovidiu Burcă? Nu. Dar nici dacă nu era Ovidiu. Nu, dar n-ai accepta, sincer? Ovidiu este special. Cu toate că spun, ca și principiu, nu e greșit. Meseria noastră antrenor, adică pentru că nu eu îl dau afară. Tu, nu. Corect. Nu eu îl dau afară pe Ovidiu. Da. Indiferent de prietenie și de frăție. Ca principiu. Noi vorbim principiu. Da. Eu n-am nicio vină că Ovidiu e dat afară azi. Dau un exemplu. Și peste două zile mă sună Niculescu, nu? Dane, vii la Dinamo. Ca principiu nu e nimic greșit. Eu niciodată nu, cum să fiu supărat pe un antrenor, pe Ovidiu dacă vine după mine la Botoșan. S-a venit acum după mine la Botoșan și zic, bă, Ovidiu, dar ce să-i zic? Adică n-are, tot în penie. Asta e o meseria noastră. Dar ți-am zis, la Dinamo nu m-aș duce pentru că, în primul rând, îți spun, sunt puține locuri la vreo echipă unde eu să fiu iubit. Mă, fii atent. Ca modul meu de jucător, ca modul meu declarativ, la ce declarații am dat de-a lungul timpului, eu sunt un genul de jucător am fost și mai mult hulit decât, știi cum? Adică
pe mine puțin lume mă suportă, iar unul dintre locurile unde sunt iubit, atenție, iubit, nu respectat, este Rapid. Cam singurul, pe Giulești sunt mai iubit decât la Timișoara. Eu vorbesc de Timișoara, care e casa mea. Unde la Rapid, ca fotbalist, ai stat cam cel mai puțin. Foarte puțin, un singur sezon. Ți-am zis, au fost performanțele cu Rapidul, am promovat ca și antrenor, după aia am venit iarăși într-un moment greu, relația mea de respect tot timpul față de ei, în care n-am... Și timpul a demonstrat, uite, în moment cheie, Poli, Mioveni, fac 2-2 cu Mioveni, promovează Rapidul. Iarăși, chiar ei pierd cu Craiova, poate nu mai înțelegi, adică niște momente unde eu am fost important pentru ei. Lucrurile astea nu se, uite, au venit acum, am jucat în cupă la Botoșani, mi-a scandat numele, la inaugurarea Giulești, îmi scandează numele, sunt vreo 4-5 jucători, cu Mircea Lucescu printre 4-5 nume care îmi scandează numele. Mi se foarte rău cu la Dinamo. Ca, nu vorbim mersul meu cu galeria lui Dinamo, ți-am zis, este exclus, pentru că ce s-a întâmplat, declarațiile mele, deranjat că mi-au înjurat familia. E foarte greu și înțeleg lucrul ăsta. Și cum se gândește un suporter? Domnule, lasă că așa e la fotbal. Măi, înțeleg, îmi jură, mă, fă-mă, merit, Doamne. Dar când începe să te înjure de copii 90 de minute, parcă și ți-un în ureche în spate, parcă nu mai, deja nu mai suport, știi? Da. Și ți-e greu până, mă, ca antrenor și ca persoană publică, cea mai mare greșeală să dai declarații când ești nervos. Când ești nervos. Eu le-am dat împotriva celor de la Dinamo. I-am făcut pistoi, m-am luat de Elias Bucurică, m-am amintit de 2006, el știe ce vorbe, știi, tâmpenii. Gata, s-a rupt, la revedere. La FCSB te-ai vedea? Stai, ai avut vreo negociere cu Gigi Becali și să vii ca antrenor? Da, da. Ai avut? Da. Când? Înainte de Teja, nu știu, anul. Înainte să vină Teja la Steaua, am discutat eu cu Gigi Becali. Nu știu sezonul, eram la Călăraș, cred. Aha, ok. Și ai fost la Palat? Nu la Palat, ne-am văzut în Pipera, la cineva acasă. Da, am vorbit. Înainte de la de Crăciun. Ți-am zis, foarte ok, Gigi Becali e genul de patron, poți vorbi cu el. Bine, am vorbit mult, vreo 4 ore. Am vorbit și de fotbal și de biserică. Am vorbit de mai multe. E foarte... știi cum e? Gigi Becali e patron care bagă bani. Enorm de mulți. Dacă mă întreb pe mine, îl face greșeli mari, pentru că nu neapărat că nu ia titlul datorită faptului că se implică el. Nu, eu nu neapărat asta, că l-am auzit și pe Mircea Lucescu, l-am auzit și pe și Berlusconi se băga și Moratti, adică sunt niște lucruri care, cumva, doar că problema știi care e? Problema e că eu cred cu siguranță că jucătorii ăștia, Coman, Tănase, ăștia care sunt foarte talentați, cred că ar putea să crească mult mai bine și automat și valoarea echipei într-un mediu în care antrenorul ar avea mai multă valoare. Știi care e problema cea mai mare în momentul în care un jucător știe că patronul se implică? Nu știu cât face schimbări, cât nu face schimbări sau... își creează un alibi, știi? Și creează niște frustrări și cumva nu-l face să dea totul, să progreseze, știi? Nu e un mediu pentru progres. Asta e, de fapt, discuția. Că noi, că s-ar implica sau măcar să implice cu perdea, ar fi altă discuție, știi? Da, tu atunci ai avut oarecum contractul pe masă? Adică dacă nu am discutat, nu contractul pe masă. Nu, în sensul că dacă ai fi acceptat, ai fi venit? Nu, am avut discuții foarte serioase, chiar m-am gândit să accept în momentul ăla, adică era... Adică chiar era mi-a plăcut. Doar în răspunsul tău stătea venirea ta, asta încerc să... Nu, am vorbit, a vrut să mă cunoască, am vorbit foarte mult, i-a plăcut foarte mult Gigi, foarte mult. În momentul ăla s-a opus, din ce am înțeles, Meme Stoica. S-a opus Meme Stoica și cam asta a fost. Dar tu ai fi acceptat să vii. În momentul ăla mi-a plăcut foarte mult discuția cu Gigi. Foarte mult. Adică cum a dus discuțiile și cum a pus problema și cum foarte receptiv. Acum eu nu știu, eu spun. Da, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Eu spun ceva. Este foarte greu să crezi că poți să-l schimbi pe Gigi, pentru că nu o să... Trebuie să fii nebun și tâmpit să crezi că Eddie Ordenescu a avut contract. Clar. Apare în presă, nu? Da. Greșesc? Apare în presă, plătește clauză, uite așa. Și a blocat. Și ruit vreo, nu știu câte A preluat echipa pe ultimul loc? Da. Atenție. Pe acolo era, loc. Da. A câștigat 1-0. Cred că au fost vreo 9-10 meciuri. A făcut egal la voluntari, a ieșit. Adică e foarte greu de lucrat cu... E foarte, foarte greu. Doar că, uite, au fost antrenori care a reușit. Reghe, de exemplu. Reghe, sau... Leroy sau... Nu știu.
cred că e foarte important și cum se exprime echipa. Mm. Meme are, cred că, un rol foarte important acolo. Da, ai aflat de ce nu te-a vrut Meme? Poate și trecutul meu, poate, repet, n-am niciun fel de ranchiune. Așa a fost să fie, nu eram antrenor la Călăraș, pentru mine nu era să merg la Steaua, să-mi doresc. Chiar a fost o discuție în care l-am cunoscut pe Gigi, știi, atunci, cu adevărat mai mult. Cred că din alea 4 ore, vreo 3 am vorbit de biserică, mai mult. Serios. Adică a fost foarte ok discuția. Adică și tu fiind un tip religios? Nu cât ar trebui. Nu cât ar trebui. Din păcate. Nu cât ar trebui. Dar da, a fost o discuție mișto, așa. Mie mi-a plăcut, doar că eu nu pot ranchiunul meu. Meu e un conducător care are rezultat de foarte mulți ani și îl respect. Eu tot timpul l-am respectat pe meu. Dar ca antrenor, crezi că este posibil vreodată să primești echipa de la patron, tu antrenând? Adică e vreodată... În filozofia mea? Să accept. Dacă ai putea să accepți unul. Nu. Și dacă tu crezi că e posibil vreodată să funcționeze lucrurile, că nu, asta nu. De fapt este ideea. Ți-am spus și de ce. Nu. Nu. Pentru că inevitabil vei pierde într-un final, ca antrenor. Este vorba de respect, știi? Este vorba de încredere. E vorba de principiu. Poate echipa care ți-o dă patronul e cea mai bună, poate. Nu știu. Da. Poate e câștigătoarea, știi? Că e greu să faci primul 11, să-l nimerești ca antrenor. Crede-mă, asta e foarte greu, ca antrenor să nimerești primul 11 când ai 18 bun. Că nu știi, ai văzut că și schimbările rapide, îl schimbă unii minutul 20, e kicks. Este vorba de încredere, este vorba de principiu și de relația care o ai. În momentul în care se ajunge la genul ăsta de lucruri, să-ți dea echipa în plic sau pe tine, deja nu mai valorezi nimic în ochii antrenorului și deja inevitabil o să se produce. Este vorba de respect și îmi place să cred că ceea ce am reușit în viață, având talentul ăsta puțin al meu, am reușit pentru faptul că tot timpul am fost drept, știi? Și am avut așa un orgoliu, dar nu un orgoliu prostesc, un orgoliu șmecheresc, știi că e orgoliul ăla șmecheresc care te duce în probleme. Am avut un orgoliu dat de personalitate și de numele care l-am avut. Și cred că din prin asta m-am diferențiat de alții care erau mai buni fotbaliști sau mai buni antrenori. Iar pentru mine este foarte important relația mea, dacă lucrez cu tine, să existe respect. Iar respectul mi-l arăți cum? Să ții cont de ce spun, să mă aduci argumente, să discutăm, nu să fii de acord cu mine. Nu sunt tâmpit, nu dețin adevărul absolut, știi? Uite, asta m-ar face să-mi accept. Faptul că în momentul ăla nu mai valorez nimic în ochii tăi. Iar dacă nu mai valorez nimic, nu mai putem sta la masă. Nu avem cum, vedeți ce pentru salari. Sunt multe echipe. Fotbalul nu începe, nu se termină la Steaua, la Real Madrid, la Barcelona, înțelegi? Ai fost un mijlocaș dur, da. Cel mai dur adversar? Duro. Pe bune? Albaneze. Deci cel mai dur adversar, Duro. M-a și prins slab. Eram, când m-a prins Duro, eram... Da, Duro te lovea cu tot corpul. Duro nu venea cu talpa deasupra sau să zici că te lovește, te rupe piciorul și te mai ferești, te duci față în față cu el. Duro când te lovea cu din corp, așa, din tot corpul. Pe Duro l-am simțit cel mai tare. Ți-am răspuns și repede. Deci ți-ai găsit și tu. Da, dar eram și, bă, adevărul că nu m-a prins. Dar tu la Rocar și la Progresul, stai așa, da, era. Aha, tu... Craiova și Progresul. Craiova, Progresul. Ceva de genul. Da. Nu era. Nu m-a prins. A, nu te-a prins așa mai... M-a prins scop. M-a prins verde. Am vorbit... acum ceva timp și cu Gabi, cu Tamaș, și atunci am aflat că și tu ești implicat în proiectul pe care el îl susține și este ambasador, Emoria, ești și tu ambasador. Da. N-am știut că ești și tu ambasador. Gabi mi-a zis că de fapt tu ești primul ambasador. Da, cunosc foarte bine echipa. Eu cred că este un proiect revoluționar. Gândește la două clicuri să arzi calorii și să câștigi niște bani. Mi se pare incredibil. Dar aveai vreo legătură oarecum cu piața cripto, cu lumea cripto? Nu, dar am cunoscut echipa.
fiind din Timișoara, i-am cunoscut pe toți. Știam ce pot, știam cât de mult sunt implicați. Mi s-a părut un proiect wow și ca dovadă că prin ceea ce aduc ei în ultimul timp, lângă proiect, are șanse foarte mari de reușită. Eu cred că este un... discuția este simplă. La două clicuri, noaptea când dormi, tu arzi calorii. Tu poți cu aplicația să câștigi bani. Puțin, nepuțin, tu câștigi bani în momentul ăla. Mi se pare ceva wow. Multe monezi după listare n-au utilitate. Da. Tu știi cum, sunt monezi care te joci cu ele pe cresc, cumperi, nu cumperi. Așa, știi cum se zice. Asta e piața cripto. Asta e piața cripto. Da, uite, moneda asta are utilitate, ceea ce mi se pare incredibil. Plus va fi, cred că va fi o sursă importantă de susținere pentru cluburi, dacă se implică suporterii. Adică suporterii care poate să ajute clubul făcând doar mișcare, sau înțelegi? Adică e un plan pe care îl vezi tu pentru... Realizabil. Realizabil, asta e de fapt ideea. Cred că da, pentru la modul cum am crescut, cum a crescut, cum s-au mișcat lucrurile, eu cred că da, pentru că s-au făcut progrese incredibile și în momentul în care aplicația va fi gata și ajungi să vezi că ceea ce faci în sale și minezi niște bani sau câștigi niște bani, eu cred că va fi ceva revoluționar. Logic. Faci mișcare și câștigă bani. Da, eu am spus și data trecută, mi se pare, adică mi se pare un proiect fain dacă îl iei așa ca, știi? Pas cu pas. Da. Acum... Și dacă se realizează, e excepțional. Da. Așa păi este. De ce? Hai că avem și noi nevoie de un proiect. Absolut. Al nostru. Absolut. Al. Și eu cunosc foarte bine echipa. Echipa e top. Din Timișoara, că de fapt așa ai zis, că așa v-ați... Da. Pe final, că tot suntem la un podcast la alt nivel, te rog să ne spui când a fost fotbalistul Dan Alexa la un alt nivel. Când ai simțit tu că ai fost cel mai bun în topul carierei? 2010. Da? 2010? Top. Cel mai bun mijloc așa. Am simțit că ca imagine și ca impact, ca rezultate, am fost 2004, 2005 cu titlul atunci, 2000, dar ca fotbal jucat 2010. Ca fotbal. Și am avut o perioadă bună și la Rapid, 2011. 2011-2012. Și anortos. Cred, după 2010, ultima perioadă. Adică nu erai așa, copt, erai deja... Când am copt, 29, 30, 31 de ani, când am avut, da. Atunci mi s-a părut că am cea mai bună perioadă. Înțelesesem foarte bine jocul, începusem să nu mai au cartonașe galbene așa aiurea, aveam tot timp poziție corectă, știi? Și m-am antrenat foarte bine, am avut și o potență fizică foarte bună, știi? Cum facem, Dane, să aflăm câte cartonașe roșii erau în toată cariera ta? N-ai fi curios? Ba da, da. Nu o să aflăm. Îți mulțumesc mult că ai venit. Mulțumesc pentru invitație. Să îți doresc să nu fii prea mult casnic sau e ok și vacanța? E ok și o perioadă mai... Mă bucur foarte mult de copii. Am 3 copii excepționali și sper să fiu cât de cât prezent mai mult față de ce eram până acum. Te pup. Mersi și mult, multă mulțumesc, sănătate. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și ca de fiecare dată vă așteptăm și la episodul viitor. Până atunci, să fiți sănătoși!